începe Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea, aici, la Antena 3 CNN. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. Am să vă invit să vă uitați cu multă atenție la această ediție, pentru că ceea ce trăim este fără precedent. Rusia este implicată în mod evident în alegerile din Republica Moldova până peste cap și ar încerca să dea foc regiunii. Publicațiile internaționale de prestigiu, cum ar fi Le Monde, vorbesc în clar despre planul Rusiei și despre faptul că Rusia nu a renunțat deloc la Republica Moldova. Este un subiect major pentru că Republica Moldova este ceva ceea ce ne privește, iar planul Rusiei vine fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Joană, dar și Partidul Național Liberal de la vârful său, prin vocea președintelui PNL. Să nu uităm, președintele PNL este un general armatei române, este un om care sper că în această campanie electorală folosește termeni și lucruri care au relevanță, sunt încărcate de conținut. Atenție! Acuzația este că Rusia ar vrea să bage în turul al doilea un anumit candidat în România din mai multe motive. Să ne uităm însă pentru început la Republica Moldova și la modul în care rușii au un plan absolut diabolic. Am să vă dau în această seară un interviu care este zguduitor, care este difuzat în Rusia cu cel care este implicat în operațiunea din Republica Moldova din partea Kremlinului și din partea serviciilor secrete rusești. Planul Rusiei este unul care cred că în momentul de față ne dă fiori și nouă celor care ne aflăm la București. Așadar, omul Rusiei pentru Moscova în această operațiune este oligarhul Ilan Shor, care la emisiunea Atenția propagandistului șef de la Kremlin, Vladimir Soloviov, vine și amenință cu proteste despre care spune că vor fi, atenție, reprimate inclusiv de forțe din România, de armata română. Cu alte cuvinte, Moscova aruncă în momentul de față pe piață un scenariu sumbru. Protestele acestea ale cui ar putea să fie? Referendumul abia a trecut. Modul în care a trecut acest referendum a fost la limită. În Republica Moldova, în foarte multe locuri, în neașteptat de multe locuri, s-a votat, atenție, împotriva schimbării Constituției, împotriva drumului european al Republicii Moldova. Moldova a fost salvată de votul acela din diaspora. Se află mulți precari în Moldova, pentru că știți în ce situație grea trăiesc ei acolo. Și votul, până la urmă, ca referendumul să treacă, vine din diaspora. Cu alte cuvinte, în interiorul Republicii Moldova, majoritatea este acelora care nu au votat la referendum, iar Moscova vine să folosească această situație într-un mod absolut diabolic. Facem proteste, încercăm ori un fel de război civil, ori lovitură de stat. Pentru că ceea ce cere oligarhul Moscovei, omul serviciilor secrete rusești, care este implicat în această operațiune pentru Republica Moldova, este ca nimeni dintre autoritățile din Moldova să nu mai asculte guvernul care este condus de Maia Sandu. Maia Sandu se află între cele două tururi de scrutin. Mai are o săptămână și jumătate până la al doilea tur de scrutin și se află într-o situație extrem de delicată. A obținut peste 40%, însă niciun alt candidat nu o susține în momentul de față pentru că prorușii s-au unit împotriva ei. Iar Moscova spune, dacă cineva mai răspunde la ceea ce spune Maia Sandu, noi ne întoarcem la putere și o să avem grijă de voi. Așadar, ori o lovitură de stat, nu mișcă nimeni, noi vom mișca însă de la Moscova tot ceea ce trebuie pentru a-i răsturna acest guvern, ori dacă iese până la urmă un război civil, cu atât mai bine pentru noi. Ei implică România în această poveste din multe motive pe care le vom discuta în această seară. Dragii mei, bătălia pe care noi o vedem în aceste zile, care se duce nu doar în România, care se duce în întreaga Europa, care se duce în Statele Unite, este una majoră. Lumea nu mai este ceea ce noi am știut că este. În această seară veți vedea ceea ce s-a întâmplat astăzi în Rusia. Axa răului, așa cum este ea numită, Rusia, China, Iranul, Coreea de Nord, dar și alții s-au întâlnit în Rusia.
Veți vedea imaginile cu întâlnirea dintre Putin și ceilalți lideri acestor țări, care au un singur obiectiv principal. Obiectivul pe care l-au avut încă din momentul în care au invadat Ucraina rușii, obiectivul pe care l-au și chinezii și acela de a răsturna ordinea mondială. Această ordine mondială ar trebui să fie eventual în trei, în care Rusia și China să încline balanța în defavoarea Statelor Unite, care are, desigur, ca aliat principal Europa și celelalte țări care se află în NATO sau în alte alianțe. Haideți să ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă sub ochii noștri și să ne uităm de la Berlin, la București, în Statele Unite și în alte locuri unde au loc alegeri. Știți care sunt acuzațiile și care sunt dezvăluirile? Dacă în România te uiți pe Facebook, te uiți pe TikTok, te uiți pe orice rețea de socializare și vezi o propagandă așa cum noi n-am mai văzut de fapt niciodată. Generația noastră n-a avut posibilitatea să vadă propaganda care era, de exemplu, în timpul războiului rece. Propaganda este la un nivel absolut fără precedent, pentru că oamenii încearcă să pună o travă în mintea oamenilor. Tocmai pentru că, nu e așa, Bruxelles-ul greșește și el. Nu e așa, lumea occidentală are mari probleme. Nu e așa, valorile familiei și alte lucruri în momentul de față sunt puse sub semnul întrebării. Și lovesc, și lovesc, și lovesc, și lovesc. În Germania, în momentul de față, este un scandal uriaș pentru că un număr impresionant de conturi de Facebook sunt folosite de către Moscova pentru a influența alegerile din Germania și ceea ce se întâmplă acolo. Germania, cea mai puternică țară din Europa, are mecanisme și resorturi puternice pentru a stopa astfel de lucruri. Dar cât de puternici suntem noi în România pentru a stopa propaganda și pe cei care încearcă în momentul de față să folosească fisurile, să folosească semnele de întrebare cu privire la ce reprezintă drumul nostru european sau transatlantic? Ei bine, toate lucrurile astea se întâmplă sub ochii noștri. Veți vedea în această seară modul în care laboratoare străine, laboratoare care nu sunt prea departe de ceea ce vedem în Republica Moldova, mai sofisticate însă pentru noi, de-a lungul anilor s-a încercat și s-au reușit să se creeze valuri de emoție. Emoție pentru a face ca alegerile prezidențiale, de exemplu, să fie câștigate de unul sau de altul, cel care era ales pentru asta. Manipulări dintre cele mai sofisticate și manipulări care se dovedesc a fi eficiente. Va reuși Rusia să pună mâna pe Republica Moldova între cele două tururi de scrutin? În această seară vreau să vă prezint adevărul așa cum îl înțelegem noi. Adevărul așa cum se vede în momentul de față, urmărind ceea ce se întâmplă la Moscova, ceea ce se întâmplă în alte capitale și ceea ce se întâmplă la noi. Au dreptate cei care spun la București și acuză că în momentul de față se încearcă băgarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, a unui om al Moscovei. Este, într-adevăr, Federația Rusă, prin serviciile de informații, prin manipulare și prin alte tehnici, în situația în care reușește să facă un astfel de lucru. Este adevărat că, în momentul de față, România este targetată de către Federația Rusă pentru a crea destabilizare și pentru a reuși să-și urmărească interesele. Eu cred că trebuie să ne uităm cu atenție la acest subiect. Dacă nu este adevărat, niciun fel de problemă, mergem liniștiți la culcare. Dar dacă este adevărat? Uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că eu cred că urmărirea faptelor, urmărirea elementelor concrete ne va ajuta să înțelegem dacă aceste teorii au un fundament sau pur și simplu sunt niște fata morgană. Oligarhul Ilan Șor face apel la atenție. Judecători, oligarhul Ilan Șor, repet pentru cei care nu știți, este omul Moscovei, este cel care a pompat milioane, multe milioane de dolari în ultimii ani de zile pentru destabilizarea Republicii Moldova. Multe milioane de euro să se voteze împotriva aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Am să vă arăt ce s-a găsit în anumite zone, în anumite depozite care sunt folosite de serviciile secrete ruse în Moldova, de ce s-a găsit acolo. Deci omul Moscovei, omul serviciilor secrete rusești, special pe operațiunea Moldova, face apel la judecătorii din Moldova, la procurori, să nu mai asculte de guvern pentru că oricum va cădea. Asta ar însemna, de fapt, o încercare, o instigare la lovitură de stat. Acest individ a apărut la emisiunea
propagandistul lui Putin, acolo nu se întâmplă nimic fără voia Kremlinului. Iar Ilan Șor amenință cu proteste despre care spune că vor fi reprimate de forțe din România. România, încercarea de a atrage România ceea ce se întâmplă acolo. După referendum dau seama că sunt mulți care ne dorim și care vom fi prieteni cu Rusia. E bine, dragi prieteni, vom fi vecini cu o țară care de fapt este bucată din ceea ce știm că istoric a însemnat România, în care oamenii Moscovei să fie cei care vor guverna, sau până la urmă dorința de libertate, dorința de a face parte din această parte evident bună a istoriei, a celor mai mulți dintre frații noștri din Moldova, va fi cea care va învinge. O bătălie care se duce sub ochii noștri, cu mințile și cu sufletele acelora care sunt implicați în această bătălie. Frații noștri de peste Prut, țineți-vă bine, ascultați-l pe omul Moscovei vorbind la propagandistul șef al lui Putin și spunând lucruri de neimaginat. Vor pur și simplu să dea foc regiunii. Ascultați-l. Именно поэтому им удалось вырвать эти 0,2. Но это позорный для них результат, потому что, по сути, 4 года Евросоюз правит Молдовой и доказал свою тотальную, глубокую несостоятельность. Ну, несостоятельность, но результат-то какой? То есть, насколько, сколько им надо было вбросить, непонятно, потому что по картам голосования, ну, подавляющее большинство там регионов проголосовала против вступления в Евросоюз. И они накидали, как я понимаю, они накидали за счет зарубежных участков, находящихся на территории Евросоюза. Абсолютно именно так, потому что внутри страны люди проголосовали 56 на 44. 56 против Евросоюза, 44 за. И это несмотря на то, что за последний год закрыто 15 оппозиционных телеканалов. А если я правильно понимаю, гражданка уже объявила, что все нормально, изменения в Конституцию вносят. Хотя там сколько-то сотен, да, голосов разница? Там около 3000. Ну, то есть это ни о чем? Это ни о чем, и мы будем это оспаривать юридически, но все будет зависеть от выборов президента во втором туре. Я думаю, я надеюсь, что оппонент Санду, скажем так, согласен с позицией того, что этот референдум не может быть внесен в Конституцию, и он это поддержит публично, и это, конечно, даст большой толчок тому, что люди поддержат его во втором туре. Да какие люди его поддержат? Вы о чем? Какая разница вообще, что люди скажут? Вам же показали. Ну, вам же яркий пример. Второй тур можно и не проводить. Какая разница, как голосуют люди? Важно, как посчитают. И Евросоюз тут же скажет, все, выборы были законными, замечательные, все, все хорошо, только Санду. Вам же показали, что народ Молдавии вытирают ноги. Я с вами абсолютно согласен, но биться и бороться надо. Мы не можем оставить, мы не можем оставить так, и поэтому мы будем биться и бороться. И действительно, я считаю, что результат референдума – это показатель. Это большой показатель того, как сильно люди к этому относятся. Да, они подделали, да, они аферисты и махинаторы, да, они циничные беспредельщики, но, тем не менее, я считаю, что это очень важный момент. То есть, знаете, мне после этого референдума, как сказать, я понял, что я не один. Нас много тех, кто действительно верит в эту идею и хочет и будет дружить с Россией. Дорогие друзья, я сегодня хочу обратиться к судьям, прокурорам и полицейским. Так называемые блюстители нашего закона или его отсутствия. Вы, к сожалению, последние 30 лет очень часто выполняли преступные указы глав нашей страны. Потом многие из вас сидели в тюрьме, кого-то отпускали, но у всех у вас оставались черные пятна на биографии. Всем вам очевидно, что режим Майя Санду падает. Майя Санду очевидно, что не выиграет во втором туре выборов. Майя Санду очевидно проиграл этот референдум, который, неважно, что они с ним делают, мы его отменим. И проведем честный референдум, и вы увидите, где люди, по сути, выиграют 70 на 30. Я вам рекомендую сегодня, чисто так, по-человечески, не выполняйте преступные указы Санду.
потому что вам потом придется за них отвечать по закону. Вы знаете, что вы сделали и так уже много незаконного, и вам действительно за это придется отвечать. И начиная с сегодняшнего дня, когда вам уже очевидно, понятно, что мая не будет, списать на ваш страх уже не получится. Поэтому будьте очень аккуратны при выполнении незаконных указов и помните, что уголовный кодекс для всех равен, так же, как и для простых смертных, так и для вас, людей с удостоверениями. Поэтому я еще раз призываю вас, блюдите закон, а не интересы властей. Спасибо большое. Dragii mei, ceea ce ați văzut puțin mai devreme este omul Moscovei care este implicat în operațiunea Republica Moldova de stabilizare și încercare de a răsturna ceea ce s-a întâmplat în mod eroic cu acest referendum, prin care Republica Moldova, doamnelor și domnilor, atenție, Republica Moldova a decis să adere la Uniunea Europeană. E adevărat, la limită, însă acesta este votul majorității. Iar Ilan Șor este omul serviciilor secrete rusești care pompează milioane și care în momentul de față spune lucrurile incredibile pe care le-ați auzit. Ar fi fost suficient pentru un breaking news major în această seară. Însă, din păcate, informația cea mai gravă vine chiar în acest moment. Breaking news. Rusia provoacă România, sau cel puțin aceasta este traducerea specialiștilor din ultimele ore. Atenție! Radio Europa Liberă publică un articol care se numește A început Rusia războiul electronic contra României? Cum poate dobărâ armata țintele aeriene de mici dimensiuni? Articolul și informațiile se referă la niște lucruri extrem de grave care s-au întâmplat cu mai multe drone care au intrat în spațiul românesc, iar specialiștii și surse militare au declarat jurnaliștilor că aceste drone nu au intrat întâmplător în spațiul românesc și pare că ele au fost direcționate. Haideți să ne uităm cu atenție în clipa în care aceste drone rusești sunt trimise pe spațiul românesc. Despre ce este vorba? Ultimele două evenimente din spațiul aerian românesc la distanță de două zile. În județul Constanța au pătruns două obiecte zburătoare de mici dimensiuni, au pus problema capacității României de a contracara astfel de violări. Specialiștii consultați de Europa Liberă spun că nu mai e vorba de drone rătăcite și pot fi acțiuni ale unui război electronic care se duce la granița României. Ce anume? Deci sunt acțiuni ale unui război electronic care se duce la granița României. 17 octombrie 2024, acum câteva zile, practic, radarul Armatei Române a semnalat că la frontiera terestră a României a identificat, citez, o țintă aeriană de mici dimensiuni în jurul orei 19. În zona localității Eforie Nord, țintă care a zburat apoi în direcția Topraisar. Obiectivul a zburat la aproximativ 150 de km de localitatea Mihail Cogălnicianu, unde este una dintre cele mai importante baze aeriene din România. Aici staționează militari americani și altor state aliate NATO cu toate echipamentele militare. Atunci au fost speculații că această dronă de fapt se îndrepta spre Cogălnicianu. Deci noi știm că la Cogălnicianu este o bază extrem de importantă în care soldații aliați, cei care asigură protecția României, mulți dintre cei care sunt acolo asigură protecția României, mai sunt și în alte zone din țară, și mulți au speculat că, de fapt, drona rusească mergea spre Cogălnicianu. 19 octombrie 2024, radarul Armatei Române a semnalat un nou eveniment. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 18-19 octombrie, în jurul orei 2:30, un obiect de mici dimensiuni s-a îndreptat dinspre largul Mării Negre către România. Obiectul a intrat în țară, pe la Sfântul Gheorghe, s-a plimbat 2 ore și, la final, s-a îndreptat spre Gura Portiței. Repet informația și veți vedea și o hartă cu această traiectorie. Deci, această dronă a intrat în țară pe la Sfântul Gheorghe, s-a plimbat 2 ore și, la final, s-a îndreptat spre Gura Portiței. Veți vedea imediat obiectele zburătoare și traiectoriile lor, așa cum sunt, iată, pe această hartă pusă la dispoziție de Europa Liberă.
Europa Liberă a discutat cu specialiști în drone și generali în rezervă ai armatei române, care au explicat faptul că aceste ultime evenimente sunt mai grave decât par la prima vedere, pentru că țintele aeriene nu au fost în derivă, ci au fost direcționate precis pe teritoriul României. Până în acest moment, Ministerul Apărării a transmis detalii suplimentare față de cele menționate în comunicatele date publicității după petrecerea ultimelor două incidente de joia și duminica trecută. O sursă militară care a dorit să-și păstreze anonimatul a explicat pentru Europa Liberă că intrarea acestor ținte zburătoare în spațiul aerian românesc are legătură cel mai probabil cu acțiuni de culegere de informații și de testare a reacțiilor la nivel național NATO. Inginerul Augustin Lupu, președintele Asociației UVS România, spune pentru Europa Liberă că o țintă de mici dimensiuni, așa cum a fost cea care a traversat România de la Eforie la Azacea, ar fi avut cel mai probabil anvergura de 2-3 metri. Probabil că ținta de mici dimensiuni definește cel mai bine cea mai mică rezoluție de detecție a sistemului radar cu care a fost monitorizat. Nu cred că pot fi văzute de către piloți. Este ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Generalul Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona, se află în studioul nostru. Sigur, am să-i prezint și pe ceilalți invitați, dar încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu ceea ce pare un război electronic la granița României. Ne vom uita la aceste drone, cum au venit ele în România. Ele trebuie să fie puse toate într-un context. Așadar, în studioul nostru această seară se află general Dr. Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona, Andreea Sava, jurnalist și realizator Antena 3 CNN, Titus Corlățean, fost ministru de externe, Cristina Trăilă, deputat PNL, Ionuț Moșteanu, deputat USR, Sanda Nicola, de la România Renaște, Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații politice, Ilan Laufer, fost ministru pentru mediul de afaceri, și vom vorbi cu domnia sa despre tentativa de asasinat la adresa lui Bibi Netanyahu. Domnule general, este un război electronic la granița României, despre ce e vorba? Să fim convinși. Să fim convinși că există, și atunci când vorbim despre război electronic, trebuie să avem în vedere cele trei laturi. Prima latură este latura de sprijin, care, în cuvinte simple, înseamnă cercetarea radioelectronică, adică asculți și vezi ce face celălalt. Pur și simplu stai pe recepție și vezi ce emite, de unde emite, și faci foldere, faci dosare cu aceste emisiuni. Și ascultându-i pe cei care emit, atunci își poți face, îți realizezi care este dispozitivul adversarului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, latura a doua este latura de contramăsuri, care înseamnă, în cuvinte și mai simple, buruiajul. Și latura a treia este reprezintă contramăsurile, care înseamnă protecția. În acest moment, în momentul în care, în condițiile în care nu auzim buruiaj, să fim convinși că toate emisiunile radioelectronice ale României sunt interceptate, analizate, decodate de către Federația Rusă. Este fără discuție. Uneori vedem și bruiajul atunci când el acționează, cum îl vedem în receptoarele românești. În momentul în care legătura nu mai este valabilă, raportul semna zgomot, se înrăutățește, atunci avem bruiajul, da? Și întotdeauna rușii, de asemenea, acționează și în ceea ce privește protecția legăturilor lor. Deci, răspunsul este da. Uneori nu-l vedem, dar el este acolo. Pe de altă parte, în ceea ce privește dronele respective, am ascultat cu interes ceea ce a declarat domnul inginer și, într-adevăr, este un scenariu extrem de plauzibil, dar nu mă pot opri să nu mă gândesc la anul 1989, când pe radarele noastre militare au apărut fel de fel de elicoptere care, de fapt, nu existau. Și în războiul radioelectronic există așa numitul bruiaj de imitație. Adică bruiajul este de blocare, pe care l-am descris, te duce în receptorul adversarului și îl blochezi, dar de asemenea există și bruiaj de imitație, în care, cumva, electronic, îi oferă adversarului o țintă care ea nu există. Și el vede pe tubul lui, pe radiolocator, vede că acea țintă există, că evoluează, nu? Ca să te păcărească, dar el, în realitate, nu există. Nu știu dacă a fost o asemenea țintă creată de bruiajul de imitație. Este adevărat că suntem în 2024 și nu în 1989, dar dacă atunci s-a putut, nu văd de ce nu s-ar putea și acum. De asemenea, e foarte interesant că nici în cele două zile, aviația noastră, patru avioane, nu au văzut cu adevărat
drona respectivă. Și atenție, nu e vorba doar de a vizualiza, pentru că și avioanele au pe ele radare. De asemenea, spunem că... Ce avion am ridicat noi de la sol? Spaniolii cu F-18 și românii cu F-16. Deci, spaniolii cu F-18 da. Și românii cu F-16. Deci avioane foarte performante. Foarte performante. Și care... cu toate astea nu l-au văzut. Nu l-au văzut. Deci s-au dus la un moment dat... Domnul general, uitați-vă un pic pe hartă, vă rog. Deci prima dată ne uităm și vedem obiectele, ce am văzut puțin mai devreme, sunt obiectele acelea zburătoare da. Pe care nu le-au putut identifica. Și ne uităm că au intrat în România și s-au plimbat foarte mult prin, pe granița noastră. Culegeau informații, ce făceau? Păi nu știm. Dar ce intuiți că s-ar putea? Care sunt variantele? Deci, sigur, în momentul în care au existat, că au existat fizic, că au existat doar electronic, în momentul în care ele au apărut pe tubul nostru și s-a dat alarma, atunci toți cei interesați au urmărit modalitatea în care armata română acționează la o asemenea amenințare, la o asemenea eveniment. Care este? Când s-a dat alarma? În cât timp s-a decolat? Care sunt zonele de patrolare? Cum s-a dus? Și toate aceste chestiuni încă o dată s-au verificat. Nu este prima oară când se verifică. Nu trebuie să uităm că de acele drone din nordul, din nordul Dobrogei, da? Care, unde din nou am lansat cu aviația și l-am dus și am verificat. Și din nou toate acțiunile armate române au fost înregistrate, analizate și în momentul în care analizezi, înțelegi cum acționează adversarul tău și vezi care sunt punctele slabe și punctele forte, unde se poate interveni. Deci, sigur, aceste acțiuni au fost, ca să spun așa, înregistrate și acum sunt disecate și analizate așa cum trebuie. Dacă ele au existat, acele drone, că nu știm dacă au existat, pur și el ar putea, evident, să fi fost destinate inclusiv pentru misiuni de cercetare, dar nu știm cât de mari sunt. Pentru că în momentul în care ai o misiune de cercetare, cum transmit? Iertați-mă că vă întrerup un pic. Suntem în legătură directă cu Ministerul Apărării Naționale. Sunt de vorbă cu domnul general Spânu, este purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Domnule general, care sunt informațiile pe care ni le puteți oferi? Știm în momentul de față mai mult despre aceste drone, după toate elementele care sunt rusești. Suntem într-un război electronic în momentul de față la granița României? Din păcate, la acest moment, din informațiile pe care le avem, nu vă pot confirma că situațiile de joi și de din noaptea de vineri spre sâmbătă au fost situații generate de drone. Așa cum am comunicat prin cele două informații de presă de joi și de sâmbătă, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a descoperit în ambele situații un semnal care indica o țintă aeriană de mici dimensiuni. Ele au evoluat către spațiul aerian al României. De aceea am și comunicat că a fost necesară transmiterea unei alerte aeriene prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În ambele situații s-au ridicat aeronave atât din Serviciul de Luptă Poliției Aeriană Extinsă, de la Mihai Cucăniceanu, două aeronave de 18 ale forțelor aeriene spaniole, dar și două aeronave de 16 ale forțelor aeriene române. În niciuna dintre situații nu a ridicat contact vizual, deci la acest moment încă nu vă pot confirma, nu avem certitudini privind natura acestor semnale. Ok. Mai e ceva de adăugat din informațiile pe care le aveți în momentul de față? Nu am putut să urmăresc dezbaterea, nu sunt la comunitatea unui televizor, nu am putut să discutăm, s-a concentrat în jurul posibilității ca această situație să fi fost generată și de o situație de război electronic. Ceea ce vă pot spune este că nu excludem nicio opțiune, nicio ipoteză. Suntem în imediat apropierea unui spațiu unde se desfășoară un conflict de războiul ilegal de clasă. Vă auzim cu dificultate, din păcate nu putem continua, se aude întrerupt. Mulțumesc, cred că, sigur, bună seara și Radu Tudor. În calitatea, bună seara, Mihai. În calitatea domnului general Spânu de oficial al statului român, purtător de cuvânt, nu se poate angrena în prea multe discuții. Dar care este adevărul? Este ceva ceea ce nu spun. Domnul general Mircea Mândrescu ne-a explicat puțin mai repede o serie întreagă de lucruri extrem de interesante despre războiul electronic care se duce în mod evident la granița României. Însă, în momentul de față, dacă ne uităm pe informațiile pe care le publică Europa Liberă, e limpede că Rusia, în clipa asta, are un interes major pe graniță. Știi mai multe informații despre ce se întâmplă în momentul de față și despre ce știu oficialii români, Radu, pe surse?
Mihai, noi la Antena 3 CNN am emis prima oară această ipoteză săptămâna trecută într-o analiză pe care am făcut-o în fața națiunii și am spus că avem două variante. Fie dronele rusești lansate asupra porturilor dunărene, Ismail și altele, fie asupra Odesei, au ajuns în mod accidental în spațiul aerian românesc și deasupra teritoriului nostru național. A doua variantă este că asistăm la un război electronic și noi avem, din păcate, experiența decembrie 1989. Spun din păcate, pentru că în decembrie 1989 forțele sovietice au lansat un atac multiplu din mai multe direcții geografice asupra spațiului aerian românesc cu sute de ținte false, ținte care au apărut pe radarele armatei române, dar care nu existau în realitate ca și amenințări militare directe. Erau niște dispozitive lansate de sovietici, menite să creeze o stare de haos, o stare de panică, o stare de, aș spune, alertă militară dusă la paroxism. Atunci s-au folosit toate sistemele de apărare antiaeriană a României împotriva unor ținte false. E posibil să avem și în acest caz drone, cum spuneam, și-au mai căzut pe teritoriul României, dar atenție, nu există momentul de față, oficialii NATO spun, nu neapărat cei ai României, că nu există o intenție a Rusiei de a trimite aceste drone pe teritoriul României. Și a doua variantă este că un război electronic cu ținte false lansat de Rusia și că acele ținte reprezentau de fapt niște dispozitive menite să testeze capacitatea și viteza de reacție a forțelor NATO din proximitatea Ucrainei. Și aici avem două variante dacă războiul acesta electronic declanșat de Rusia se înscrie în campania de obosire, de epuizare a apărării antiaeriene ucrainiene, în așa fel încât după ce ai lansat 100-200 de ținte false să vii într-adevăr cu drone și cu rachete, iar apărarea ucrainiană fiind epuizată nu mai are muniție să lovească adevăratele amenințări, și doi, e posibil ca Ucraina cu contramăsurile electronice să fi divertat, să fi modificat traseul acestor dispozitive electronice și ele să fie ajuns accidental pe teritoriul României. În toate aceste cazuri, reacția a fost exemplară, iar faptul că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a felicitat România pentru tipul de reacție și Alianța are o reacție prudentă la aceste evenimente, asta înseamnă că n-avem de ce să ne temem, dar trebuie să fim extrem de vigilenți în legătură cu toate încercările la care Rusia ne supune. Mulțumesc foarte mult, Radu Tudor. Domnule general. Mulțumesc și eu. Pentru cei care poate au venit pe canalul nostru mai târziu, ne uităm pe această hartă și ne întrebăm ce avem noi aici. Avem niște drone care se plimbă pe teritoriul României, avem un război electronic, ceea ce înseamnă că, de fapt, pe radare apar anumite ținte care nu se găsesc în realitate doar ca să testeze. Și care dispar la un moment dat. Și care dispar. Și care nu sunt văzute de aviația trimisă să cerceteze. Da, doar ca să testeze, pentru că acest element este important. În momentul în care începi un război electronic, vrei să testezi care este viteza de reacție. Vrei să testezi pentru că ai un plan să lovești acolo sau vrei să testezi că vrei să te joci cu bansa de la Cugălnicianu? Există toate aceste posibilități, care nu trebuie să fie excluse. Dar întotdeauna sunt aceste dosare ale obiectivelor care ar putea fi lovite. Întotdeauna armatele, mai ales Armata Federației Ruse, care se vede singură în război împotriva NATO, ei declară chestia asta, am convingerea că au aceste obiective, sunt bine identificate și la care se uită cu mult interes și pe care le vizitează uneori sau încearcă să le viziteze uneori. Mă duc acum aminte și nu fac nicio paralelă, dar apropo de întrebarea pe care ați făcut-o. Înainte de atacul devastator al Israelului, când a distrus în Valea Beca în 1982, a distrus toată apărarea aeriană a Siriei acolo, că erau sirienecari, au trimis înainte niște avioane fără pilot care au înregistrat toate frecventele de lucru, absolut totul. Și în momentul în care atacul cu aviația a fost lansat, atunci toate mijloacele radioelectronice siriene au fost neutralizate, astfel încât Israelul a obținut o victorie colosală, ca și multe alte victorii pe care le-a obținut, victorii militare. Nu spun că se întâmplă așa, dar spun că această cercetare electronică este o acțiune care se desfășoară 24 de ore din 24. Și sunt multe întrebări, domnule președinte, la care nu avem răspuns. Eu nu am cum. Ați văzut? De ce neapărat în mijlocul mării? Adică care este bătaia radarului nostru? De ce l-am văzut atunci? De ce nu l-am văzut mai devreme? Cum de a dispărut? Sunt chestiuni la care nu avem răspuns, dar eu cred că nu avem noi doar. Eu cred că specialiștii se uită foarte bine acolo și ei au răspunsul respectiv.
inclusiv în momentul în care spui că suprafața de reflexie, cei nu știu câți metri pătrați la care vorbea, de care vorbea domnul inginer, e de 3 metri, atunci te uiți într-un tabel acolo și vezi cine ar putea să aibă suprafață de reflexie, se vadă pe radar de 3 metri. Și ai o serie întreagă de posibilități. Și te uiți în inventarul cui? În inventarul Federației Ruse. Deci sunt multe chestiuni care sunt încă neclare și eu cred că și sper că, noi sigur o facem, cei care se uită cu adevărat specialiști și care au mult mai multe date decât noi, și vorbim aici de ai noștri și de ceilalți 31 care fac parte din NATO, au datele necesare astfel încât să înțeleagă ce s-a întâmplat și să ia măsurile cuvenite pentru a evita, pentru a combate, pentru a face ceea ce trebuie, astfel încât teritoriul național să fie apărat. Bun, doamnelor și domnilor, n-am știut că lucrurile vor evolua așa. Am început cu ceea ce omul Moscovei implicat în operațiunea să dăm... Și hoțul de miliard. Și hoțul 2012-2014. Da. Bun, cel care, repet, deci, încearcă, e direct responsabil de această operațiune de a strâni haos și de a da până la urmă lovitură de stat când ceri celor mai importante zone de forță ale statului, judecătorii, procurorii, forțele de ordine, să nu mai asculte de Maia Sandu și de guvernul său, pentru că ei vor veni la putere. De fapt, este o încercare de a îndepărta guvernul care este ales democratic și pe Maia Sandu, care este încă în funcție și care are prima șansă, teoretic, nu este pe primul loc în această competiție, încercarea Rusiei de răsturnare. Uitați-vă la încă un lucru și înainte de a începe discuția și de a da și alte elemente, pentru că așa cum ați văzut mai devreme, Șor spune că România va trimite forțe de ordine. Când protestele vor începe în Moldova, când vor începe la Chișinău, România trimite armata așa mai departe ca să-i înăbușe. Nu? De ce ar merge forțe de ordine? Ca să... Asta înseamnă că ar putea să fie victime, nu? Să fie confruntări. Atenție mare la aceste provocări și la ceea ce ar putea să anunțe aceste provocări. Ne uităm la ce ne spune Sky News. Sky News, ceea ce a găsit în Republica Moldova, asta se întâmplă în Republica Moldova, vedeți ce se întâmplă la Marea Neagră cu război electronic și drone sau ce-ar fi, și apoi ajungem la niște acuzații extrem de grave. Al doilea om în stat, atenție, al doilea om în stat în România, Nicolae Ciucă spune, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Moldova, acest set de instrumente ale războiului hibrid, Rusia le aplică oriunde are interes. Și apoi vine și spune așa, se încearcă ca în turul 2 să intre liderul PSD și liderul AUR, nu e doar dorința lor, e și dorința Rusiei, cetățenii trebuie să fie foarte atenți. Cel care a fost al doilea om în NATO, Mircea Joană, candidat la președinția, de asemenea, spune Rusia nu folosește același pachet hibrid în fiecare țară. Pentru fiecare țară există un efort masiv și dedicat de influențare a alegerilor. Însă a spus în aceste zile de mai multe ori că este un plan și al PSD-ului ca să-l bage pe ceea ce domnul Ciucă spunea că este omul Moscovei în turul al doilea. Uitați-vă, doamnelor și domnilor, la ce dezvăluire uriașă face Sky News. Rețeaua de agenții ai Rusiei de pe teritoriul Moldovei, au fost descoperite depozite pline de afișe de propagandă. Întrebarea este, dacă asta se întâmplă în Republica Moldova, la noi, oare care este planul? Planul este să creeze ceva oribil în Moldova, în care noi să fim atrași? Sau planul este altul? Aflăm în această seară. Iată rețeaua de agenți ai Rusiei în Republica Moldova, descoperită de jurnaliștii de la Sky News. This is a police warehouse in Chișinău, the capital of Moldova. And we've come here because police say that they have uncovered evidence of Russian or Russian-backed networks trying to interfere in the presidential election this weekend, but also the EU referendum. And so you can see here huge piles of, these are posters or leaflets that would be given out, and they say on it, vote no in the referendum. So on one side there's Russian, on the other side there's Moldovan. And then if you just look at the scale, so we've got these huge piles here, another pile below, but here, you can see these, and these are smaller versions of the same, vote no, the two languages on there as well. Now, each of these says there's 1,000 in there, and there are loads here. I think there's about 100,000 at least there. And this is part of
what the Moldovan police has said is a concerted effort to derail the democratic process. Now, the Kremlin has denied any involvement in this, but what the Moldovan authorities have said is they've also uncovered a network of around 130,000 people that they say have been bribed to vote no, and they've gone through it and basically explained that there are different levels which are being paid through a Russian-sanctioned bank, they say. They claim that some of this is related to the exiled pro-Russian politician Ilan Shaw. But there are these different levels in this network, a mafia-style network, they say, with a top layer basically helping to organise, and there's recruiters. And at the bottom, they claim there are around 70,000 people who are essentially on standby to get the go to then vote no. Now, they say that they've uncovered that. They've uncovered these sort of propaganda leaflets, if you like, that they say were going to be handed out as well. They also claimed that around 300 Moldovans were taken to Russia, where they were being trained to basically cause riots and protests. Acuzațiile sunt și mai mari. Acuzațiile sunt că, de fapt, Moscova nu a renunțat și a încercat să schimbe referendumul cu o serie întreagă, un număr impresionant de buletine false. Avertizarea Le Monde, Moscova nu renunță. Rezultatele scrutinului din 20, Republica Moldova o slăbesc pe președinta pro-europeană Maia Sandu. Acesta este avertizmentul pentru Georgia, care merge la vot pe 26 octombrie, dar și pentru Uniunea Europeană, Moscova nu renunță. Dragii mei, poate unii zic, domnule, asta-s cam departe de noi, ne afectează pe noi. Introducem și România și începe discuția. Înainte să ne uităm fix la România, să vedem dacă e posibil să se întâmple așa ceva într-o țară NATO. Păi s-a întâmplat în Statele Unite și sunt niște intervenții, niște încercări. În America există o întreagă dispută, dar încercările efective ale Rusiei au existat. Dar până la Statele Unite, să nu intrăm în controverse, și acolo sunt alegeri, și acolo sunt îngrijorări, și acolo sunt acuzații că Rusia și China se bagă. Și cine crede, de fapt, care este un pic mobilat mental, să își imagineze că Rusia și China nu se bagă. Dar ce se întâmplă în Germania? Germania, aici aproape de noi, diferența între România și Germania, o știm. O țară mult mai prosperă, o țară cu resurse de a se apăra mult mai puternice decât probabil le are România. Uitați ce s-a întâmplat în Germania. Acuzele sunt la cel mai înalt nivel. Iar modul în care Rusia joacă în momentul de față în Germania este terifiant. Ne aflăm într-un război care nu este unul neapărat în România, în Germania și în alte țări cu arme. Dar este un război care se încearcă să se pună mâna pe putere sau pe alte interese folosindu-se manipularea. Uitați ce s-a întâmplat în Germania. The Kremlin wants a vote in European elections. A report by the German Federal Foreign Office found that Russia had used more than 50,000 fake accounts on X, sending more than 1 million tweets in order to manipulate public opinion only in Germany. Some far-right members and staff of the European Parliament are being investigated for helping, accused of taking money to promote pro-Russia views through a propaganda network called Voice of Europe, allegedly financed by Moscow and then headquartered in Prague. Under sanctions now and banned from operating in Czechia, Voice of Europe is believed to have moved itself to Kazakhstan, but it still lists this building as its official address on its website. However, we checked that out, and this doesn't give any indication there's a business headquarters operating here. Neither are any of these names those that have been sanctioned by the Czech government. In fact, one resident of this building told us that's likely just one more deception. We have like mostly of the family that he lived here. It's just families with children and nothing special. I mean, like, we don't know about this. I mean, like, I heard about this first time. While Voice of Europe may be muted, there are plenty of other voices that concern democracy activists. Veronika Vichova has been working to counter Kremlin disinformation for years and wishes European politicians would take a more active role. Russian disinformation is spreading much faster and in much more intense way than most of the politicians think. We should have been much further ahead of ourselves. We should have established much more mechanisms to not only identify but also effectively counter disinformation.
Sure, there is a rapid alert system and there are various monitoring tools, but it doesn't really matter when we're not able to counter these narratives and to talk to our own population and offer some concrete ideas, which our government and many other governments still haven't been able to do. Russian propaganda is not trying to persuade anyone about anything, really. They are just trying to stir chaos and distrust. So as long as we are not countering it with some kind of narrative that is going to create a story that is going to make people believe in democracy again, we're losing. And are you losing right now? I think we are on the verge of it. The distrust in democracy is exacerbated by European politicians themselves working to discredit the European Union, sometimes spreading complete fabrications. The Hungarian government is accusing the bloc of planning to force young Europeans into the military to send them to Ukraine. DW's fact-check team dispelled that notion quickly, noting that Germany's Manfred Weber, head of the largest political group in the European Parliament, has called for the German army to reintroduce conscription, nothing else. But Russia's war on Ukraine has given disinformers of all backgrounds much more material to work with compared with the last European elections in 2019. And COVID pandemic conspiracy theories have also been resurrected for the vote. În doctrina militară a Federației Ruse scrie negru pe alb că țările care sunt neprietene, cum ar fi de exemplu România, țările din NATO, ele ar trebui destabilizate în interior, iar alegerile este locul perfect pentru a face astfel de lucruri. Acuzele pe care Nicolae Ciucă și Mircea Joană le aduc în acest moment sunt extrem de dure și vorbesc despre astfel de manevre. Au dreptate? Noi putem să vedem ceea ce s-a întâmplat după decizia Curții Constituționale de eliminare la masa verde a unui contracandidat pe linia de electorat a Partidului AUR. În acest moment se încearcă foarte mult ca în turul 2 să intre liderul Partidului Social Democrat și liderul AUR. Este opțiunea și dorința Partidului Social Democrat, știind că doar în această formulă ar putea să câștige. Din păcate, după toate cele ce vedem că s-a întâmplat și în Republica Moldova, nu este doar dorința lor, este și dorința Rusiei, motiv pentru care consider că cetățenii României trebuie să fie cât se poate de atenți la ceea ce ne dorim în continuare. Ce informații aveți că ar exista ingerințe străine și în alegerile din România, așa cum ați spus că, iată, au existat în Republica Moldova? Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, vedem că au fost anchete de presă, anchete ale colegilor dumneavoastră, care au argumentat foarte bine ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Au ilustrat foarte clar cum s-au cumpărat voturile celor care au fost îndemnați să voteze împotriva referendumului. Ca atare, acest set de instrumente specifice războiului hibrid pe care Rusia le-a practicat în Republica Moldova le aplică oriunde are interes, în mod special în zonele în țările din Europa de Est și nu numai. S-a văzut că și în celelalte țări europene au avut loc astfel de acțiuni, motiv pentru care nu cred că ne mai trebuie alte argumente. Domnul Simion este persoana non grata în Republica Moldova, cu acuzații temeinice de relații cu serviciile de informații rusești. Și acest lucru este și în Ucraina valabil până în 2024, deci cred că există elemente similare și în România. Federația Rusă nu folosește același pachet de război hibrid identic în fiecare țară. Se ajustează funcție de specificul țării. Războiul hibrid este foarte personalizat funcție de societatea pe care încearcă să o influențeze. Cât am fost la NATO 5 ani de zile, am văzut foarte multe situații în care, de exemplu, Federația Rusă amplifica tensiuni interetnice, rasiale, în perioada campusurilor și protestelor pro-palestiniene de pe campusurile americane. Atacuri cibernetice împotriva unei instalații importante, inclusiv de natură, servicii publice esențiale.
Ceea ce pot să vă spun, și România nu face excepție, că pentru fiecare țară occidentală pe care Rusia le consideră ca adversarul principal, există un efort masiv și dedicat de influențare a alegerilor, a mediului social, a păcii sociale și, dacă se poate, să poată să influențeze direcții anti-occidentale. Iar în România aceste lucruri sunt active în timp ce vorbim. Ați urmărit și în urmă cu câteva săptămâni o operațiune inclusiv împotriva mea și a campaniei mele, care are toate amprentele acestui tip de operațiune. Nu este identic, pentru că România este o țară NATO și nu este, o țară mai robustă, avem instituții mai așezate. Cred că și opinia publică românească este un pic mai rezistentă la tipul de intoxicare și propagandă folosit specific în Republica Moldova. Noi nu avem toate elementele conversației publice din Republica Moldova. Suntem într-o altă discuție. Dar da, orice punct de vulnerabilitate și orice element slab în sistemul nostru și în conversația noastră din societate le folosesc și le amplifică. Care va fi efectul? Depinde de noi ca cetățeni. Și avem două rânduri de alegeri în următoarele câteva săptămâni, prezidențiale și parlamentare, în care vom putea alege care e direcția pe care România și românii o îmbrățișează. Ok. Haideți să vedem care sunt acuzațiile mai pe larg și care este replica celor care sunt acuzați. Cine vrea să înceapă? Doamna, vreți dumneavoastră să începeți? Da, dacă ne uităm așa din toate informațiile pe care le-ați strâns, să spunem așa, în vreme de oră ne-am uitat la ele, cred că trecem într-o altă etapă și Rusia, războiul de care tot vorbim de atâta timp, ajunge într-o altă etapă. Să nu uităm că pe 3 noiembrie sunt alegerile în Moldova, pe 5 în Statele Unite și mai apoi în România. Urmează 2 săptămâni în care nu cred că nu vom avea astfel de atacuri informatice din partea Rusiei. Nu cred că pe teritoriul României nu vor fi o serie de manipulări venite din acea zonă și cred că trebuie să fim cu adevărat atenți la ce se întâmplă în ceea ce îl privește pe candidatul George Simion, pentru că, exact cum se spunea mai devreme, este persoană non grata în Republica Moldova. Pe mine, repet, mă miră decizia Curții Constituționale care o privește doar pe doamna Șoșoacă, atâta timp cât în Parlamentul României am avut un comportament similar al lui George Simion. Iar victimizarea lui din ultima perioadă, toată această campanie prin care el practic e o victimă a tuturor și mesajul pe care îl propagă între cetățeni duce la această teorie că Rusia este implicată în această campanie electorală în spatele AUR. Bun, dumneavoastră, doamna Nicola, care sunt acuzanțele? Eu cred, domnule Gâdea, că trăim vremuri în care nu ne permitem să fim proști, nu ne permitem să fim irresponsabili. Este foarte important să facem front comun, indiferent de culoarea politică, indiferent de candidatul pe care îl susținem în această campanie electorală. Este foarte important să distingem când este lupta noastră politică de Dâmbovița și când avem de-a face cu imixtiuni din afară și există pericol și ne expunem cu toții pericolul de a deveni idioți utili Moscovei. Cred că asta este provocarea cea mai mare. Și aici e important să facem distinția. Bun, înțelegem că potrivit tuturor scenariilor, calculelor care se fac, domnul Ciolacu este avantajat de un eventual tur 2 în care să se confrunte cu George Simion. Dar dacă încercând să ducă această strategie, ajungem să facem de fapt jocul Moscovei, ce spune asta despre noi ca societate până la urmă? Și, bun, până aici, cum doamna Trăilă de sigur a subliniat, există niște dovezi. Pare că PSD-ul s-ar pune și între stropii de ploaie și George Simion să-l protejeze de orice rău, să-i elimine, să-i dea la o parte pe toți cei care ar putea să fură din electoratul domniei sale. Cred că apelul ăsta ar fi la absolut toate forțele politice care sunt în acest moment angajate în competiția electorală să facem distinția între mizele noastre și mizele Kremlinului. Domnule Curlățean, care este răspunsul dumneavoastră?
Nu cred că trebuie să dau un răspuns, dar aș face niște comentarii. Unele privesc pe scurt Republica Moldova și cea de-a doua categorie, România, pentru că a spus, ați ridicat acest subiect. Primul comentariu legat de Republica Moldova, tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă și ați prezentat și dumneavoastră în această seară, arată ceva care ar putea să fie surprinzător pentru mulți. Cât de mare este semnificația strategică a micuței Republica Moldova pentru interesele Federației Ruse. Uriașă. Din acest motiv și față de tot ceea ce s-a întâmplat și interferența violentă, flagrantă, o formă de agresiune, de fapt, a Federației Ruse și nu doar prin interpuși, ci de o manieră foarte directă, în raport de ceea ce s-a întâmplat, faptul că referendumul pentru integrare europeană în Republica Moldova a primit o majoritate da, din punctul meu de vedere și mă separ de mulți alți comentatori politici și publici, reprezintă o mare victorie. Mica Moldova, în direcția sa spre Uniunea Europeană, a câștigat un referendum care, atrag atenția tuturor celor care ne privesc, va avea o consecință constituțională. Pentru că acest referendum nu a fost un referendum consultativ, ci unul constituțional, are valoare juridică, obligatorie, constituțională și va trebui inclus și este un gest automat în Constituția Republicii Moldova, prin gestul pe care parlamentarii, și există o majoritate în Parlamentul Republicii Moldova de orientare pro-europeană, să proceseze această introducere. E un mare succes în realitate. Acum, bătălia nu s-a terminat și urmează un tur 2 și din acest punct de vedere, eu aș spune și fac trecerea graduală și spre România, vă aduc aminte și cu tot respectul pentru vorbitorii politici care s-au pronunțat și ieri și astăzi, vă aduc aminte că am fost, cred, primul în emisiunea dumneavoastră din seara de după ce m-am întors de la Chișinău săptămâna trecută, care v-a prezentat o hartă a Moldovei Mari cu inscripția pusă pe foarte multe ziduri de clădiri în Chișinău. Aceasta este Moldova mea, Ilan Șor și partidul respectiv, adică Oamenii Rușilor, care induce o pretenție teritorială evidentă, spunând că românii ne-au furat o parte din Moldova. Și am spus... Să spuneți că nu este doar propagandă, e posibil că în momentul de față conexăm și că avem război electronic. Ce mai, Doamne iartă, mai avem? Faptul că ei în momentul de față spun că Moldova nu este doar ceea ce reprezintă în momentul de față, din punct de vedere legal, da, Republica Moldova, ci și Moldova noastră. Ceea ce am spus atunci este că statul român trebuie să trateze cu sobrietate, să nu exagerăm anumite lucruri, dar să privească extrem de atent, pentru că în situația în care, Doamne ferește, ar exista o schimbare de putere la Chișinău, după turul al doilea la prezidențiale, să ne așteptăm la acest tip nu doar de retorică, ci de acțiune. Acestea fiind spuse, cred că România are datoria să se și protejeze prin instituțiile statului, prin mecanismele democratice și, respectiv, să și ajute Republica Moldova și, cu tot respectul, nu doar cu declarații politice care sunt bune, sunt necesare, sunt binevenite, dar să și facă niște lucruri concrete, pentru că avem și o relație privilegiată și un parteneriat privilegiat cu Republica Moldova, avem și o identitate comună, dar este și vecinul nostru la frontiera estică, care este a NATO și a Uniunii Europene. Pe cale de consecință, pot fi imaginate foarte multe lucruri pe care unii sau alții ar trebui să le facă în țara noastră. Dau un singur exemplu. Cam toate partidele politice din România au primari. Și acești primari, foarte mulți dintre ei, sunt înfrățiți cu primari din Republica Moldova. Vă informez că de-a lungul anilor au fost foarte multe proiecte și finanțări pe care statul român și donator de fonduri europene și naționale l-a făcut cu acești primari. Vă informez că acești primari, unii dintre ei, sunt chiar și la Partidul Comunist, chiar și la Partidul Socialist și că au apreciat în realitate această cooperare. Eu cred că ar trebui să fie o chestiune foarte clară, discutată cu acești oameni, că au de ales între ceea ce înseamnă un viitor cu adevărat corect, prosper, democratic și ei au simțit beneficiile, dincolo de manipulare, sau dacă vor să joace în continuare în tabăra rusă. E importantă Moldova, dar trecuserăți la România. Ajung acum la România. Problema în România, totuși, a spus o doamnă aceea din material, când erau cele două doamne, cred că la 2 CVR sau asta, problema în România este propaganda. Propaganda, eu n-am rețele sociale, dar vine peste mine, de pe forumuri, din ce citesc eu, site-uri, pe peste tot. Nu mai vorbesc de alte și mici televiziuni sau asta. Propaganda asta are niște idei. Ce spunea doamna aia?
că americanii, spuneam și ieri, americanii ne obligă să cumpărăm arme ca să ne trimită să ne batem cu ucrainienii. Ucrainenii sunt de nu știu ce fel și o să facă nu știu ce. Uniunea Europeană ne ia nu știu ce și o să ne trimită nu știu ce o să ne facă. Au, cred că, 5 idei, 10 idei. Eu nu văd în spațiu public, vă certați între voi, că vă faceți unul pe altul rus, unul pe altul nu știu ce găgăuz. N-am văzut un om politic în România într-o lună jumate, practic, de campanie electorală, cam atunci a început, care să dezmembreze, să contrazică aceste teme de propagandă și să le spună telespectatorilor, uite ce vă spun rușii, aia, aia, aia. Nu-i credeți că vă las țeapă mare, să fie o discuție, o dezbatere pe tema asta. Cam înțeles cu bucătăria, cum zice Badea, am înțeles că vă faceți unul pe altul pro-rus, am înțeles că nu știu ce teme mai aveți pe aici, unul împotriva celuilalt. Dar problema asta, care, repet, este invazivă în spațiu public, pe asta nu o tratează nimeni. Promit că ne întoarcem la asta. Breaking news. Gigi Becali, în urmă cu puțin timp, a declarat următoarele. M-a sunat Hrebenciuc acum o lună, lună și jumătate, și mi-a zis: hai, Brenea, Gigi, să-l băgăm în turul 2 pe Simion. Și i-am zis: bine, mă, hai. Dar nu-l atacați pe Simion. Îi lăsați pe Ciolacu și Simion să se bată singuri. După care m-a sunat Ghiță. Mi-a zis să-l băgă pe Simion în turul 2. Și i-am zis la fel: îl băgăm, dar nu-l atacați. Planul este să nu-l atacați pe Simion în turul 2. Becali e candidat aur la Camera Deputaților. Cine spune Gigi Becali că l-a contactat? Că l-a contactat Viorel Hrebenciuc, fosta eminență cenușie a Partidului Social Democrat. În acest moment, doamnelor și domnilor, liberalii vin și acuză mai departe, după ce au spus că Rusia încearcă să-l bage în turul 2 pe George Simion și că, de fapt, PSD-ul se folosesc de această chestiune și vor să-l bage în turul 2 pe Simion. Scenariul avansant de liberal este că PSD va muta 10-20 de voturi per secție pentru Simion. Ponta și Țuțuianu neagă planul lui Hrebenciuc, scrie știri pe surse. Președintele PNL Iași, mai este ceva din ce a spus Becali mai devreme, că planul este să fie atacați toți ceilalți, numai Simion nu, spune Becali, că a fost în discuțiile respective pe care le-a purtat. Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a scris pe Facebook marți că organizația PSD ar intenționa să orienteze voturi către George Simion în primul tur alegerilor prezidențiale, astfel încât candidatul PNL să nu intre în turul al doilea, scenariul fiind dezmințit de către socialdemocrații Victor Ponta și Adrian Țuțuianu. Citez. PSD a lansat în organizațiile sale oficial strategia Planul Hrebenciuc, adică mutarea a 10-20 de voturi per secție de votare pentru Simion, cu scopul de a repeta situația de la alegerile prezidențiale din 2000, când candidatul PRM a fost împins în turul al doilea pentru a facilita victoria lui Iliescu, a scris Muraru. Sunt aproape 19.000 de secții de votare în România, iar 20 de voturi per secție de votare pentru candidatul AUR, girate numai de PSD, înseamnă 380.000 de voturi. De ce cred în acest scenariu? Pentru că singura variantă în care Marcel Ciolacu a reșit președinte în turul al doilea este doar în cazul unei confruntări cu George Simion. Acestea sunt acuzațiile, doamnelor și domnilor, din partea Partidului Național Liberal. Victor Ponta reacționează și spune că este o prostie. În acest moment, doamnelor și domnilor, cred că se ridică câteva semne de întrebare și, domnule ministru, aș vrea să vă dau posibilitatea să răspundeți. Deci, domnul Becali spune că ceea ce spun liberalii este adevărat. Hrebenciuc l-a sunat ca să îl bage pe Simion, să facă un efort să-l bage. Spune și despre domnul Ghiță, dar care nu mai este membru PSD, însă despre domnul Hrebenciuc nu știm să fie în altă parte. Iar liberalii vin și spun ceea ce ați auzit puțin mai devreme. Care este reacția dumneavoastră?
Vreau să vă spun în termeni foarte clari și chiar vreau să fac un comentariu legat de aceste alegații pe care unii competitori prezidențiali și înțeleg jocul politic le-au făcut totuși legat de așa zise înțelegeri secrete între PSD și AUR. Vreau să spun că este o greșeală profundă, nu doar o neadevăr, e o greșeală profundă, pentru că încercarea de a amesteca niște lucruri care au pertinență, respectiv amestecul Federației Ruse, inclusiv împotriva României de mai multă vreme și scenariile astea pe care le prezintă, încearcă să inducă un virus în societatea românească extrem de periculos împotriva, cu tot respectul pentru ceilalți competitori politici și partide politice, împotriva principalului partid politic din România, care a garantat în toți anii orientarea euroatlantică. Pentru că PSD-ul a fost cel care a realizat și integrarea în Uniunea Europeană și NATO. Și nu ar trebui să nu uite acest lucru. Asta e un lucru extrem de sensibil și cine pentru niște voturi suplimentare la președinție se joacă cu un astfel de virus, comite o gravă eroare. Mai departe, noi am spus în termeni foarte clar, AUR nu este în niciun caz o alternativă și ceva de interes pentru PSD. Și doi la mână, oricine ar intra în turul 2, și tratăm cu respect toți candidații, pentru că așa trebuie tratați, cu respect, vom face tot ceea ce putem pentru ca după 20 de ani PSD-ul să dea un președinte României. Doar o secundă, domnul Moșteanu nu a vorbit. Domnule Moșteanu, apar deci aceste informații și aceste acuzații. Care este poziția dumneavoastră? Credeți că în momentul de față există un joc de felul acesta? Vă ascult. Da, evident, am văzut jocul ăsta în Parlament 4 ani de zile, jocul în care Simion a fost favorizat constant de către președinții de ședință. Simion tot timpul apăsa pe buton, se ducea, vorbea ce voia. Noi ceilalți când voiam să vorbim, nu, pe regulament, pe procedură, la revedere, nu puteți să luați cuvântul Simion, de fiecare dată, în fiecare ședință, când se ducea la microfon, vorbea. Aici a fost favorizat. A fost favorizat de decizia CCR. Este modul în care Marcel Ciolacu și aranjează drumul către Cotroceni, înlăturând-o pe Șoșoacă, care, da, acum e evident pentru toată lumea. Cu cine împărțea Șoșoacă voturi? Cu Simion. Acum se uită Simion la toate voturile suveraniștilor și oamenilor care sunt împotriva UE, împotriva NATO și așa mai departe, care au fost intoxicați de propagandă. I-au rămas toți lui Simion acolo. Este evident, se vede din avion. Și reiau ce am zis acum o săptămână, pentru că văd că tot dispare subiectul ăsta, apropo de Moldova, că vorbim de Moldova și eu sunt de acord cu domnul Corlățean, este o mare, mare victorie a Moldovei, a noastră, a Europei, a democrației, a orientărilor pro-vest, ceea ce s-a întâmplat acolo, a fost o bătălie absolut inegală și știu bine Moldova, am lucrat acolo înainte de politică pentru câteva companii și cunosc foarte bine ce se întâmplă acolo și e o victorie teribilă, lupta a fost inegală. Și avem acest candidat, Simion, care candidează, vrea să fie președintele României și el are interdicție de a intra în Republica Moldova, bănuit fiind că a fost racolat de niște agenți sovietici, de niște agenți ai serviciilor secrete sovietice. Nimeni nu discută de asta. Noi, ca țară, nu știm, nu avem instituțiile să cerem. Bă, de ce nu-l lăsați pe ăsta acolo? Eu nu știu pe nimeni, nu cunosc niciunul, n-am auzit de niciun om care are interzis în vreo țară. Știți pe vreunul, nu știu, din politică, din mediul de afaceri? Mai știți vreunul? Eu nu știu pe niciunul. Ăsta e singurul și vrea să fie președintele României. Și nimeni nu se întreabă, bă, dar cum totuși? Nu e ceva ciudat? Mie îmi se pare foarte ciudat. Se pare foarte periculos și foarte apropiat de Rusia. Și încă un lucru vreau să mai zic, că am văzut astăzi, domnul Ciucă a spus că Ciolacu și Rusia au aceeași agendă. Păi cum să spui asta și să stai cu el în același guvern? Că ei mâine se duc la servici. Acolo sunt amândoi în guvern. Okay. Deci, da, cred că trebuie cântărite un pic mai atent afirmațiile. Doamna Sava, așa, păi, vă rog. Un scurt comentariu după aceea. Eu, ca și domnul Ciuvica, am senzația că asist la o strategie din partea mai tuturor competitorilor electorali în care se ceartă și vin cu niște argumente care, pentru un om care urmărește ce se întâmplă, sunt clar, nu știu, adică pare așa că suntem luați de fraieri. Să răspund pentru că de două ori a fost ridicată această problemă, mie neplăcându-mi deloc domnul Simion. Dar decizia Curții Constituționale o vizează doar pe doamna Șoșoacă, asta pentru că împotriva lui George Simion nu a fost făcută o plângere. Împotriva doamnei Șoșoacă a fost făcută o plângere din partea unei prietene de-a dumneaei. Deci, domnul Moșteanu, dacă doreați să nu candideze Simion... N-am spus eu asta. Eu vreau să candideze toată lumea. Bun. Eu vreau numărul să candideze toată lumea. Numărul 2. Deci să ne înțelegem foarte clar. Eu vreau ca toată lumea care vrea, conform Constituției, să fie pe buletinul de vot. Am ascultat. Da, dar a spus un adevăr. Ce anume?
faptul că eu n-aș vrea să fie un... Nu, am zis, dacă nu ați fi dorit, trebuia să faceți o plângere. Eu vreau să candideze toată lumea, așa scrie în Constituție. Deci acum este clar de ce nu există împotriva lui, de ce CCR s-a... Nu am pus eu întrebarea asta. N-am avut niciun dubiu asupra acestui lucru. Bun. Eu spun că CCR a scos-o pe competitoarea lui Simion de pe listă ca să-l ajute pe Ciolacu. Ceea ce este o chestie absolut logică. CCR, revin, fără să apăr CCR-ul, s-a pronunțat pe ce i s-a cerut. A fost o plângere împotriva lui Șoșoacă, s-a pronunțat pentru Șoșoacă. Exact, și Ciolacu i-a cerut, asta zic și eu. I-a să cerut terminăm, să încheiem acest subiect. Da. Nu știu, poate dumneavoastră aveți dovezi că a sunat cineva la CCR, eu nu am... Poate l-a înregistrat Drulă pe Ciolacu când a sunat la Curtea. Ce treabă are Drulă cu Ciolacu? Păi nu registra el în birou. Cred că alții au înregistrat niște băieți de la niște servicii. Trecând mai departe, inclusiv cu această retorică, că ești rus, ești cu Rusia, nu ești cu Rusia. Cred că eu cel puțin, dacă de data asta vorbesc ca votant, vreau să aflu când cineva îmi spune ești, ăla e omul rușilor, ok, omul rușilor și vrea să obțină ce anume. Pentru că până acum, interdicția domnului Simion de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, asta ne-au zis mai mulți că o dezbatem de 2 ani de zile, a fost pentru mesajele pro-unioniste. Iar mie tocmai a fost prelungit acum în 2024. Da, dar pe același motiv, domnul Moșteanu. Așa, știm asta? Da! Public? Da! Aș vrea să văd. Așa, dacă apar elemente noi, eu abia le aștept că nu mai pot. Adică chiar le vreau. Vreau și pozele și tot. Pentru că până acum mi se bat cap în cap. Domnul George Simion, în 2020, când nu se uita nimeni la dumnealui, a sărit de la câteva procente la 9% între un tur sau și celălalt, cu caravane prin țară, cu mesaje pe Facebook, toate pro-unioniste, se unească Republica Moldova cu România. Acum înțeleg că se întâlnea cu FSB-ul. Dacă FSB-ul vrea să se unească România cu Republica Moldova, eu personal sunt pentru. De ce? Pentru că eu sunt moldovean, că nu din Republica Moldova, de dincoace de Prut. Doamnă secundă, avem o legătură. A fost prim-ministru al României, domnul Victor Ponta, și consilier al premierului, candidat la prezidențiale. Bună seara, domnule Ponta! Bună seara, domnul Gâdea, și salut pe toți invitații dumneavoastră! Partidul Național Liberal vă acuză de faptul că aveți un blat cu George Simion. Partidul Național Liberal vă acuză că vreți să puneți niște voturi în fiecare secție pentru Simion, pentru a-l băga în turul al doilea. Iar în urmă cu puțin timp, domnul Hrebenciuc a făcut declarația că a avut discuții cu Viorel Hrebenciuc. A avut discuții cu domnul Hrebenciuc, care l-a sunat și a zis hai să-l băgăm pe Simion în turul al doilea să intre cu Marcel Ciolacu. Care este reacția dumneavoastră? Și cu domnul Ghiță. Și cu domnul Ghiță. Eu cred că e o prostie chestia asta. În primul rând vreau să fiu sigur, n-am vorbit cu George Simion de peste un an. Anul ăsta cu siguranță nu. Dar cu domnul Ghiță? Dar cine a zis de el? Păi nu, v-am înțeles că lăsați-mă domnul un pic să vorbească și apoi discutăm. Vă rog, domnul Ponta, spuneți, răspundeți. Unul dintre cei doi faimoși frați ai domnului Iohannis, domnul Muraru, s-a trezit astăzi să zică că știe el de nu știu ce plan. Eu vreau să vă asigur, în primul rând, n-am vorbit cu Simion și cu nimeni de la UR. În al doilea rând, pe baza experienței pe care am acumulat-o și în timpul candidaturii mele și la Anastase și la Joană, e că eu l-aș vrea pe Ciucă, pe domnul Ciucă în turul 2, că e singurul care, dacă vine la dumneavoastră la emisiune, zice că e anti-PSD-ist, bănuiesc că toată lumea moare de râs. Cum ești anti-PSD-ist când de 3 ani ești cu PSD-ul aliat? Nu cred că e vreun avantaj pentru Ciolacu să fie Simion sau altcineva. Singurul lucru bun pentru Marcel Ciolacu și sper să iasă președinte este să nu se mai stârnească prostia aia cu veniți să luptați cu PSD-ul. Ciucă, luptător anti-PSD, e la fel de adevărat ca și cum a eliberat el Nasiria. Adică o gogoașă. Domnule Ponta, totuși sunt niște elemente, cum ar fi ceea ce spune Gigi Becali. Minte Becali că domnul Hrebenciuc din partea PSD-ului a avut discuții pentru a îi împinge în turul 2. Mă rog, domnul Ciolacu ajunge fără să fie împins de nimeni, dar ca să se creeze o alianță cu diversi oameni pentru a-l băga pe Simion în turul al doilea, pentru că ar fi avantajos pentru domnul Ciolacu? Din câte știu, eu nu mai sunt așa foarte apropiat de echipa de campanie a PSD, dar știu sigur că domnul Hrebenciuc nu face parte din ea. Eu cu domnul Hrebenciuc am lucrat în 2009, când era șeful de campanie al lui Mircea Joană, și nu din cauza lui Hrebenciuc a pierdut Mircea Joană, dar acum, din câte știu eu, cred că l-aveți pe colegul meu, pe Titus
acolo, dar vă pot confirma cei de la PSD. Eu știu că domnul Hrebeciu nu are nicio legătură cu campania... Nu, dar nu are nicio legătură cu PSD-ul, că asta ar trebui spus. Da, uh-huh. Da. Ok, deci, vreau să spun așa. Asta că vorbește cu Ionescu, cu Popescu, habar n-am, nu știu, n-am asistat la asemenea discuții, dar știu sigur că domnul Hrebenciuc, din câte știu eu, n-are nicio legătură cu PSD și cu campania lui Marcel Ciolacu. Deci, în ce mă privește pe mine, nici eu nu fac parte din echipa de campanie, dar sunt candidat PSD împreună cu Titus la Dâmbovița. Pot să vă asigur, nu doar că n-am vorbit cu Simion, dar că eu cred că cel mai bine este să intre Ciucă în turul 2. Repet, pe acest raționament pe care sunt convins că îl înțelegeți, nu neapărat trebuie să fiți de acord cu el, dar îl înțelegeți, e imposibil pentru Ciucă în turul 2 să facă valul ăla pe care l-a făcut Iohannis. Lumea l-a crezut în 2014 pe Iohannis că el luptă cu PSD-ul. După aia s-a dovedit că e mincinos și impostor, okay. Dar n-a luptat cu PSD-ul. Dar la Ciucă, cum să crezi că luptă cu PSD? Ok, l-ați atacat pe domnul Ciucă, să o ascultăm și pe doamna Trăilă, vă rog. Acum înțeleg care este rolul lui Victor Ponta în această campanie. Să știți că nu v-a întrebat nimeni dacă ați vorbit cu domnul Simion. Discuția era cu totul alta și anume legată de discuția domnului Hrebenciuc și el nu trebuie să fie în echipa de campanie ca să facă astfel de lucruri, pentru că se știe din istoria PSD-ului care sunt manierele. Adică unul este discursul domnului Corlățean elegant, frumos, și alta este ce se întâmplă în filialele din PSD în teritoriu. Am văzut mulți candidați de la AUR care cândva erau pe la PSD. Mă întreb cum s-a întâmplat lucrul acesta. Dar apropo de domnul Ciucă alături de PSD, nu uitați, domnul Ponta, că am fost într-un parteneriat. Să știți că nu suntem frați și nu avem același sânge. Unul este roșu, altul e albastru. Dacă ești într-un parteneriat, așa cum ați fost dumneavoastră în 2013 cu USL, în USL, nu cred că n-ați susținut Partidul Național Liberal la momentul respectiv. V-ați viciat sub o formă la momentul la care ați fost în același guvern cu Partidul Național Liberal, ba chiar într-o alianță politică, nu într-o coaliție de guvernare. Dacă votul cetățenilor ne-a determinat să ajungem în această coaliție de guvernare, nu cred că ne-am pătat de acest sânge PSD-ist, ci am fost într-un parteneriat și nu ne tratați ca pe fratele mai mic, căruia îi dați o palmă din când în când prin campanie electorală, ignorând, cu alte cuvinte, faptul că suntem un partid de dreapta. Să știți că suntem un partid de dreapta și am rămas un partid de dreapta. Vă rog, domnule Ponta. Doar că nu mai crede nimeni. Două comentarii fără să intru în vreo polemică. Nu știu ce înseamnă partid de dreapta. De dreapta am fost eu, care am luat măsuri liberale. Domnul Ciucă e pensionar militar, pensionar special, a luat soldă, nu știu ce înseamnă de dreapta. Doi, am fost în parteneriat cu PNL-ul în acel USL pe care vi-l aduceți aminte. Niciodată Crin Antonescu n-ar fi făcut o mârșăvie să spună de mine că fac joc cu Rusiei. Mie mi se pare că povestea asta cu campania o înțeleg. Dar să spui că Ciolacu și PSD fac joc cu Rusiei, mi se pare o mârlănie absolut fără sens. Aveți mare cineva de spus ceva de replicat domnului Ponta? Dacă ăsta e argumentul suprem că aceasta se numește mârlănie, e în regulă. Păi, eu sunt curios de declarațiile al Gigi Becali, că e candidat, nu? E candidat AUR. AUR, da. A spus astea, sunt publice? Da, sunt publice. Da. Mi se pare așa, incredibil. Adică... Păi domnul Ponta zice că domnul Hrebenciuc nu are legătură cu PSD-ul. Păi nu știu, să zică și domnul Hrebenciuc. L-a sunat, nu l-a sunat, că eu sunt curios. Domnul Hrebenciuc totuși, adică n-are legătură cu... Așa o să zică și Iliescu că n-are legătură cu PSD-ul, că nu mai e în PSD. Dar acum, știi și cine a fost Hrebenciuc? Avem televizoare acasă, okay. Totuși. Colegii să-l sună pe domnul Hrebenciuc, să vedem care este reacția. Mai aveți ceva de spus, domnule prim-ministru? Doar că vă salut, vă urez seară bună. Mulțumesc la fel. Sper ca românii să fie mai deștepți în 2024 decât au fost în 2004 și în 2014. Și în 2012. Mulțumesc mult. Mulțumesc, vă rog. Continuând, pentru că s-a completat bine cu această discuție, mie personal mi se pare că aceste strategii de a discuta subiecte așa, gen bârfuliță, fără a lua și a diseca pe capitole. Deci, cum zicea domnul Ciuvică, sunt... trei lucruri mari și late pe care le spun cei propagandiștii Rusiei.
apucă-te și spune, domnule, aia nu e așa pentru că, aia nu e așa pentru că, aia nu e așa pentru că. Aceste strategii de a discuta tot felul de chestii mărunte și de bârfulițe doar se vor întoarce împotriva candidaților, pentru că nu discutăm nimic concret. Pare că nimeni nu are nimic concret de spus, doar ne atacăm, ăla e omul rus, e ok. Mai departe, cred că românul vrea să afle, ok, și ce? Ce înseamnă asta? Ce este rău pentru mine? Iar când reușești să treci de chestia asta și să explici lucruri, atunci poate oamenii vor afla și de ce vrei să fii președintele României. Dar la noi politicienii mai au o problemă, Mihai. Pentru că de fiecare dată, de exemplu, când s-a pus problema războiului din Ucraina, politicienii noștri au fost complet opaci. Îți aduce aminte, de exemplu, de domnul Aurescu, foarte mirat la BBC, când i se spunea că trebuie să fie transparent cu privire la cheltuieli. Și atunci, dacă poporului i-ai spus numai stai liniștit tu acolo că știm noi ce facem, iar în campanie faci numai joculețe de astea, când vine unul și îi spune, vezi că o să te înroleze, te trimite în Rusia, te trimite în Siberia, o să-ți ia banii de pensii să cumpere arme, va crede, pentru că nimeni nu-i zice altceva. Nu combate cu argumente. Bun, doamna Nicola, vă rog. Ceva concret referitor la actorii din această seară, George Simion și Ilan Șor. Ne amintim că în primăvară la București a fost găzduit Marele Congres PP, congresul la care, nu-i așa, Ursula von der Leyen a fost confirmată din nou ca favorită pentru a deveni președinta Comisiei Europene. La acel moment, George Simion și Aur au condus un protest în fața... nu-i așa? Clădirii unde avea loc la Romexpo. Și există comunicări care au venit în acele zile de la serviciile de informații moldovene, cum că Ilan Șor pregătise și urma să trimită în România un grup de circa 200-300 de oameni care să se alăture protestului organizat de George Simion. Sunt lucruri care au fost comunicate între instituțiile. Doamna Nicola, protestul este o chestie democratică ultima dată. E o chestie democratică să trimiți din Republica Moldova. Sunt și oameni care nu le place doamna Ursula. Uitați, de exemplu, mie îmi place Uniunea Europeană și nu-mi place doamna Ursula von der Leyen, pentru că de 5 ani nu răspunde solicitărilor ombudsmanului de a pune la dispoziție toate comunicările cu Pfizer. Înseamnă că sunt putinistă? Este ceva firesc ca Ilan Șor să trimită în România oameni pregătiți să este firesc în logica lui și în interesele lui. Aur. Dar faptul că vă temeți... Atenție, redacția îl sună pe Hrebenciuc, pe domnul Hrebenciuc, care vine și spune că nu știe ce a zis Becali, nu vrea să comenteze, însă atenție, nu-i infirmă. Este o reacție, practic, prin lipsă de reacție, dar atenție, nu-i infirmă, spune doar că nu știe ce a spus Becali. În acest moment este incendiu, doamnelor și domnilor, în România. Vicepreședintele Partidului Național Liberal iese la atac extrem de serios, domnul Robert Sigartău. Hrebenciuc s-a întors, lucrează de zor să-l bage pe Simion în turul al doilea ca să iasă Ciolacu președinte. Domnul Sigartău se ține legătură directă, l-am auzit mai devreme, pe reprezentantul PSD, pe fostul premier Victor Ponta. Care este comentariul dumneavoastră cu privire la ceea ce a afirmat domnul Becali mai devreme? Domnul Becali s-a scăpat și a spus ceea ce noi știam așa pe aceste coridoare ale politicii, că da, Ciolacu are o singură șansă să câștige prezidențialele, introducându-l cu ghilimele de rigoare pe Simion în turul 2, iar filialele PSD au început să lucreze la acest plan și să se organizeze, bineînțeles cu banii făcuți din muncă cinstită, cu ghilimele de rigoare. Deci lucrurile sunt clare. Păi cu ce bani se organizează? Nu glumiți! Poate se organizează cu banii de la Șor, că ar fi lovitură. Sau de la Becali. Că și Becali are bani. Banii aia are un nepot, domnul Ciolacu, care e foarte mare businessman și care a reușit să facă niște bani frumoși pe niște proiecte din PNRR. Și bagă banii în filiale. Eu cred că ăia îi poate dona liniștit în campania. Dar nu știți că i-a donat deja, nu? Adică păi spuneți știu, că poate să-i doneze. Bănesc că o să-l ajute pe unchiul său. Nu cred că da, este eu am o întrebare foarte scurtă, dacă mă poate lămuri oricare dintre reprezentanții PNL-ului. Eu înțeleg din toată frăsuiala asta că PSD-ul
are voturi suficiente încât să bage doi candidați în turul 2. Asta nu înțeleg eu. PSD-ul deci... este disperat să bage pe... Păi nu, da, înțeleg că tot cu voturile lor bagă și pe al doilea în turul 2. De asta spun, adică păi nu, cu voturile... domnul Ciucă și dreapta unde e? Aurul, la rândul lui, va lua niște voturi. În dreptul deci aurului lua niște voturi și aurul. Există candidați care, ce să vezi, au fost pe la PSD. Doamna Trăilă, dacă candidatul dumneavoastră are 30%, doamna, de ce vă mai temeți doamna, că nu este în turul 2? Dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți. 30% n-are nimeni, să știți. Această schemă de a da câteva zeci de voturi pe secție de vot a fost... Ați făcut-o dumneavoastră cu EBA în 2009. Fostul PD, deci fostul PD l-a făcut cu EBA, într-adevăr, adică știți cum se face. Da, deci iată că știm și de-aia am deci făcut EBA. Da, EBA, nu și, schema. Și dumneavoastră știți foarte bine, doamna Trăilă. Vă recomand o carte, o secundă doar, vă recomand o carte. Da, e foarte legată de tema discuției. Este o carte scrisă în pușcărie de Miron Mitrea. Alegerile din 96 în 2014 și acolo spune așa numai, la alegerile alea unele partide făceau așa, unele făceau așa, dar cine știe politică înțelege ce făcea PD-ul și PSD-ul pe vremea și exact ce zice domnul Ciuvică se întâmpla. Păi citim și noi, mai citim, mai păi acolo. Păi mă crede, tocmai cartea domnului Mitre, adică... Mai rugăm pe unul să ne citească, dacă nu știu să citim. Bună, recomandată. Da, scrie domnule, exact ce zicea domnul Ciuvic acolo. Exact ce făcea lucrurile Ilan Laufer, vă rog. Am avut ocazia să lucrez 3 ani la Chișinău și, să spunem, primul șoc pe care l-am avut când am ajuns acolo, ca să le explic celor care ne urmăresc și încearcă să înțeleagă de fapt ce se întâmplă. Primul meu șoc când am ajuns în Chișinău este că m-am dus la magazin să-mi cumpăr ceva și mi s-a vorbit în limba rusă. Și lucrul ăsta s-a întâmplat peste tot în Chișinău. Noi asistăm astăzi la stalinificarea Moldovei de către Stalin și modul lui de a scoate de acolo românii și aduce rușii în administrația centrală, lucru care îi vedem urmările și după 70 de ani. Ceea ce vreau să vă spun este în felul următor. Doamna președinte Maia Sandu a câștigat în 2020 cu speranța că va reforma Republica Moldova. Eu o susțin și îmi dau seama că, cu toate că a greșit, cu toate că putea să facă lucrurile mai bine, cu toate că am prieteni acolo care se plâng că situația economică nu este cea promisă, că nu s-au făcut reforme și așa mai departe, Maia Sandu reprezintă în acest moment unica variantă pentru Republica Moldova, oricare ar fi contracandidatul ei pe buletinul de vot, de fapt este Vladimir Putin. Vreau să continui până la capăt. Este un moment crucial pentru România, mai mult domnul decât Lover, în anti-anterior, dar de ce spun lucrul ăsta? Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Simion. Da, îl cunosc. L-ați cunoscut bine. Da. Acum sunt niște acuzații de neimaginat. Se vorbește despre faptul că e omul Rusiei, că vrea Rusia să-l bage în turul 2. PNL-ul vine și zice, nu doar Rusia, și PSD-ul vrea să-l bage în turul 2. Domnul Joana vine și spune... Eu cred că sunt teme de campanie fără acoperire. Eu cred că în România totuși există niște instituții ale statului român, care dacă ar avea dovezi deci, că nu George Simion este omul rușilor, probabil că domnul George Simion nu ar mai fi în această competiție electorală. Așa cum a spus domnul Ciuvică și vreau să spun și eu, PDL-ul într-adevăr a avut experiența de a da voturi ca să intre Elena Băsescu ca și europarlamentar, dar și cu asta vreau să închei. Eu cred în acest moment că lucrurile se pot încă schimba în această campanie electorală, că lupta inclusiv pentru locul 1 nu este garantată nici de către Ciolacu, nici de către altcineva. În toate sondajele, bătălia oricum pentru locul 2 este foarte strânsă și nu cred că este vreun candidat care își permite să dea voturi 300-400 de mii de voturi către un alt candidat ca să zic că o să am o finală mai ușoară în acest fel. Și... Iertați-mă, vreau să știu doar ceva. A spus doamna Trăilă mai devreme că Hrebenciuc știe să facă asta. Păi, domnul Hrebenciuc era la PDL când o băga pe EBA în Parlament? Iertați-mă, domnul Hrebenciuc a fost în spatele tuturor manevrelor PSD-iste de-a lungul timpului. Mi-aduc aminte de niște discuții. Domnul EBA nu era PSD-istă. Oh, lăsați că EBA era cumva plecată, asta mă interesează. Era plecată din partid. Nu faceți confuzie, pentru că eu vă dau un alt exemplu. Era independent. Doamna Trăilă, cum era plecată, domnule, din partid? Deci, voturi peste tot în țară. Ați supărat-o și pe Mungiu Pipi de atunci, că n-a spus-o pe listă și a spus-o pe EBA în locul ei, doamna Trăilă. Deci Vanghelie i-a adunat semnături. Vă rog eu mult de tot, spuneți și mie, Hrebe a fost cel care a băgat-o pe EBA în Parlamentul European? Domnul Gâdea.
Da sau nu? Evident că nu. Poți să răspunzi? Astea, sunt, niște chestiuni pe care, la vremea respectivă, purtătorul de cuvânt al PSD le cunoștea toată lumea. De atunci a fost stabilitate. Purtătorul de cuvânt al PSD vrea să intre în direct. Domnul Lucian Romașcanu, bună seara! Bună seara și mulțumesc mult pentru că mi-ați dat ocazia să intru un pic. E normal. Există niște chestii de logică elementară pe care aș vrea să le supun atenției publice. Vă rog. Domnul Hrebenciuc, eu sunt purtător de cuvânt al partidului. Nu l-am văzut nici la sediu, nu l-am văzut nicăieri, asta ca să o închidem. A doua chestiune, domnul Becali este candidatul domnului, este pe listele domnului Simion ale partidului AUR. Trebuie să-i spună Hrebenciuc lui Becali să-i susțină candidatul? Suntem într-o confuzie completă, adică sigur că Hrebenciuc poate că e un nume care merită spus prin studiouri. Dar în momentul în care Becali e echipă cu Simion, trebuie să vină cineva de la PSD să-i spună. Poate i-a unit anterior această discuție, mai apoi a apărut pe listele AUR domnul Becali. Deci, stați puțin, domnul Romașcanu, într-adevăr, sunt niște probleme de logică aici, dar haideți să încercăm să descoperim împreună. Deci, noi am aflat și am citat exact că domnul Becali spune că a fost contactat de către Hrebenciuc și de către Sebastian Ghiță. Domne, hai să-l băgăm pe Simion în turul 2. Explicând, domne, să nu fie atacat domnul Simion, așa să fie, să se atace doar Ciolacu cu Simion. Bun. Dumneavoastră spuneți că de fapt este lipsit de logică ca domnul Becali să spună lucrurile astea, numai că... Nu e lipsit de logică. Este lipsit de logică să-l trimită PSD pe Hrebenciuc să-i spună lui Becali să-și susțină candidatul. Înțeleg că nu există... Păi poate așa i-a unit domnul Romașcanu. Lăsați-mă puțin, că fiind prin telefon aici, e foarte greu. Bine, domnul Sigartă, stați un pic, vă rog. Lăsați-l pe domnul Romașcanu să-și termine ideea și apoi vă dau posibilitatea dumneavoastră, vă rog. Eu doar atâta vreau să spun. Una la mână, domnul Hrebenciuc este un pensionar care are o relație de amiciție cu domnul Becali de ani de zile și pot să vorbească ce vor dumnealor la cafele, n-are motivație PSD-ul să-l trimită pe Hrebenciuc să-i zică lui Becali să susțină pe Simion, care Becali oricum îl susține pe Simion, că de-aia este candidat. Și acum nu fac decât să-i dau dreptate doamnei Sava, că am vrut să spun și eu lucrul ăsta. Dacă PSD-ul are voturi să facă doi președinți, poate că găsește și PNL-ul voturi să facă unul singur. Ok, mulțumesc. Stați un pic. Dumneavoastră n-aveți 20 de voturi pe secție să-i dați lui Ciucă. Bun, domnul Romașcanu. Poate că e bine să vă uitați în ciorba dumneavoastră. Domnul Romașcanu. Auziți, nici în Republica Moldova sondajele n-arătau într-un fel sau altul. Și-a luat 27% cel de pe locul 2. Așa că ușor cu pianul pe scări. Auziți, ușor cu pianul pe scări. Domnul Sigartă, v-am promis că vă dau cuvântul. Ați auzit pe domnul Romașcanu. Spuneți. Domnul Romașcanu are dreptate, într-adevăr. Nu PSD-ul îi spune lui Hrebenciuc ce să facă, ci Hrebenciuc îi spune PSD-ului ce să facă ca să câștige Ciolacu prezidențialele. Într-adevăr, Hrebenciuc îi spune asta mai pe lângă dumneavoastră. Doi, dumneavoastră știți foarte bine că PSD-ul și Marcel Ciolacu are un plafon, da? Peste care nu poate să treacă. Ei bine, voi vă permiteți acum, în primul tur, să dați 2% din acel plafon ca să ajungeți cu speretoarea dumneavoastră, George Simion, în turul 2, iar domnul Ciolacu să pozeze în albă ca zăpada. Deci nu încercați să induceți lumea în confuzie, cum ziceți dumneavoastră, doar ca să vă atingeți scopul. Pentru că lumea s-a prins că organizațiile județene, în mare parte ale AUR, sunt controlate de dumneavoastră prin interpuși. Iar domnul Victor Ponta, prietenul chinezilor, da? Și al turcilor, dar și al sârbilor, care au linii foarte frumoase cu Rusia, are o relație foarte bună cu George Simion al dumneavoastră. Deci lucrurile astea sunt... Domnilor, să nu vorbim... Domnul Romașcanu, domnul Sigartău, toată lumea, să nu vorbim despre ce doar așa relatăm prin citate. Haideți să-l auzim pe domnul Becali. Păi nu, rămâneți, că nu vă retrageți, domnul Roșcanu. Ok, rămân aici. Nu vă retrageți. Haideți să-l auzim pe Becali ce spune despre toată treaba asta, să vedem dacă e o minciună sau absolut o aiureală sau o prostie, cum a zis domnul Ponta mai devreme. Iată ce spune Becali. Eu pe mine am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis, bă, Gigi,
hai să-l băgăm pe Sibion în turul 2. Bine, bă, Viorele, să-l băgăm în turul 2. Așa v-a spus, stați un pic. Stați un pic. Lăsați-l să vorbească. Da, domn Becali, când v-a spus Hrebenciuc asta? De, acum vreo lună jumate. Dar am vorbit și cu Ghiță. Dar stați un pic, dar stați așa, stați să ne oprim la Hrebenciuc. Dar Hrebenciuc, în ce calitate a venit să vă spun asta? Ești prieten cu Hrebenciuc, ești prieten bun. Păi nu, bun. Nu, că schimbați. Adică a venit să-l ajute pe Hrebenciuc, nu să vorbească pentru Ciolacu, cu asta vă întreb. Nu, deci Hrebenciuc e prietenul meu, e fratele meu, a rămas singurul prieten adevărat din toți prietenii mei. E caracter, bă, lumea vorbește în fel și chip, dar e un mare caracter. Să vă și pe tămâni. Hai să-l băgăm pe Sibia. Bă, Viorele, uite care-i treaba. Hai să-l băgăm. Dar după aia, în turul 2, să nu vă apucați să-l atacați pe Simion. Să-i lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. Și a jurat pe roșu, nu? Cum? A jurat pe roșu, că așa o să facă, hai, nu? Hai mai, Eugene, lasă-l să povestească, nu-l mai întrerupeți. Păi nu, nu. Vă rog, domnul Becali. Și atunci a zis, bă, Gigi, să intre el în turul 2 și după aia să facă ce vor. A zis, bă, o să ți-l bată măr. Pentru că Ciolacu nu-i politician, el săracu e un băiat și el pe acolo și a... un băiat bun. Că băiat rău nu e. Nu știu. Ziceați că ați vorbit și cu domnul Sebi Ghiță. Sebi Ghiță eram tot așa, era lângă mine ăsta, Simion, la palat. Și l-am sunat eu și cu tare. Și mi-a zis Sebi, băi, na, Gigi, hai să-l băgăm pe în turul 2, pe Simion. Deci bine, mă, dar îl băgăm în turul 2. Și am vorbit și cu Kelemen. Băi, după aia să mă apucați să-l atacați pe Simion. Ce nu, domne, zice, lasă-i iasă ce-o vrea, că doar nu suntem nebuni după ce-l ridicăm, după aia să dăm în el, că ne contestăm pe noi. Păi, dar stați un pic, domn Becali, dar cum să-l bage, domne, oamenii ăștia pe Simion în turul 2? Cum? Îl iau cu mâna și-l bagă în turul 2? Păi, cum? Uite cum spun eu cum îl bagă. Hai că spun eu cum îl bagă. Eu n-am nimic, că nu mă înțează pe mine de Joana. Mă înțează pe mine de Joana? Am trecut cu Joana, dar t-ai văzut? Curvă săraie, am antlâc. Când colo Joana era cu nevasta lui, în costum de baie. Bă, dacă Joana e curvar, bă, dacă și Joana e mai e curvar, bă, mă, mafie! Mă, ce mafie, bă, că la nu știe ce înseamnă mafie, Joana. Mafioci, bani, minciuni. Adică ce fac? Hai să îi atacăm pe toți candidații, și să rămână numai Simion. Asta fac. Bine, o poftim. Mi se pare că s-a deturnat domnul Becali sau că ce se întâmplă aici? Eu vă mulțumesc sincer pentru că ați dat acest fabulos interviu al domnului Becali, care arată că marea conjurație e o chestiune caricaturală și absolut penibilă. Dar chestiile astea mai spun ceva. Dacă ăsta este modalitatea, ăsta e planul prezidențial, proiectul pentru România pe care PNL-ul prezintă cu conjurații, mă arată cât de slab este PNL-ul și candidatul respectiv. Și trei la mână, ca să fac un comentariu, că n-aș vrea să las așa lucrurile să rămână așa cum le-au prezentat unii dintre colegii de platou. Trebuie să știți două lucruri. În primul rând, în 4 ani de zile, principala țintă, atât în Camera Deputaților, cât și în Senat, și sunt membru al Senatului, din partea AUR plus Șoșoacă la pachet, a fost PSD-ul. V-aș putea da exemple nenumărate în care colegii mei au fost atacați de o manieră mitocănească, dacă îl iau doar pe Adrian Solomon, președintele Comisiei de Muncă, și mulți alții, atacați în stilul caracteristic de Simion, cu înregistrări, cu jigniri, cu ofensă. Da, Solomon, PSD-ul băiat, a fost, un PSD-ul băiat a fost finuț, așa suflet de vioară. Și ultima chestiune, apropo de chestiile astea cu scheme, cu voturi pe care dumneavoastră la PDL l-ați verificat în practică, da? Să știți ceva. Eu fac parte ca și Ponta din organizația de Dâmbovița. La alegerile din 9 iunie, când v-am bătut serios, așa cum meritați, și cei de la PNL, și cei de la AUR, și toată, și USR-ul la pachet, la Dâmbovița și în alte părți, vreau să vă spun un lucru. Și suntem acolo sus în ierarhie. Noi, ca organizație care înțeleg că ar trebui să dăm vreo 10-20 de voturi pe secția de votare, nu doar că este o mare minciună, dar pentru noi voturile sunt extrem de prețioase pentru că avem de câștigat turul întâi de o manieră convingătoare pentru a da șanse la turul 2. Și mai un lucru, gândiți-vă că rezultatul de la turul 1 va influența rezultatul la alegerile parlamentare. Nu-și permite nimeni să negocieze astfel de voturi. Dacă îmi permiteți doar o chestiune.
Și eu argumentul suprem. Doar o mică chestiune. Doar o secundă, domnule. Da. Laufer, vreau să o posibilitatea PNL-ului să răspundă, pentru okay. că domnul ministru a atacat PNL-ul. Vă rog. Eu nu mi-aduc aminte în toată această campanie electorală sau început de campanie electorală ca domnul Ciolacă să-l atace într-adevăr pe George Simion. Niciun cuvințel. Absolut niciun. Apropo de ceea ce afirma mai devreme... E adevărat, dar să știți că n-a atacat pe nimeni. A fost cel mai blând candidat din univers. A fost cel mai echilibrat candidat. Pe nimeni n-a atacat pe mai e ceva strategic. Niciodată când ești sus, nu te uiți în jos, la ala de jos, ca să îl faci mare și să pui profilul pe el. Candidatul aur la Vaslui, apropo de domnul Solomon? Vă zice ceva domnul Chelmu? Nu, dar v-aș spune altceva. Partidul Național Liberal în demersurile sale superdemocratice și hotărât de a critica virusul ăsta rusesc, acum un an și ceva, ieșise cu foarte multă enfază cum vom interzice noi aur în România. Ați venit cu această inițiativă, da? Dintr-o dată v-ați răsucit. De ce? Pentru că v-a convenit ca aurul să lovească permanent în PSD. Da. De ce v-ați răzgândit? De ce v-ați răzgândit? Eu am o întrebare. Eu vreau să vă spun cum faceți mâine când vă întâlniți la coaliție PSD cu PNL? Că pare așa, pare fentă de campanie. Acum sunteți necăjiți așa, pam, 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 și mâine mergeți la guvernare. V-ați făcut și dumneavoastră, domnul Moșteanu, când erați în PNL. Știți care e marea supărare a PNL-ului? Foarte bine am fost atunci când am fost în guvern. Când am plecat, am plecat. Că nu se înțelege nimic. Marea supărare a PNL-ului, și aici vrei nu vrei, este o reușită a lui Marcel Ciolacu, este că a reușit să dezamorseze acel val anti-PSD care se crea tot timpul înainte de alegeri și venea și dărâma candidatul PSD. Domnul Laufer, nu a demontat nimic. Valul ăla e creat de niște instituții. Eu am instituțiile înțeles. Alea nu sunt interesate acum să facă vreun val anti-PSD. Instituții interne și internaționale. V-am zis că nu Ciolacu, că nu-i meritul lui Ciolacu. PSD-ul e de partea bună, de partea stabilității. Da. Cum să creezi val împotriva stabilității? PNL-ul se pare că poate să câștige împotriva PSD-ului numai pe baza unui val anti-PSD care nu există. Valul nu-l face PNL cu USR, nu fac niciun... Care sunt era să zic acum, că nu sunt în stare. Când s-au bătut ăia în Piața Unirii, n-au zis că scot oameni în stradă, USR-ul? Nu, în Piața Unirii acum. Au scos patru parlamentari. Păi patru, dar au fost de ajuns. Care... Păi și-a dat Ciolacu înapoi. Dacă doar de la patru useriști a dat Ciolacu înapoi. Imaginați-vă că vine... Între 4 și 100. Rugămintea mea este, vă spun încă o dată, o mai pot cu Valul. Secret de televiziune, nu știu dacă îl știți, când vorbim toți o dată nu se înțelege absolut nimic. Da, vorbești că mai tare. Care este reacția dumneavoastră de la România? Nu mai știu la ce. La Becali. Am eu argumentul suprem la Becali. Da, sunt niște accente caricaturale, desigur, cu care domnul Gigi Becali ne-a obișnuit de atâția ani în spațiul public. Sunt lucruri care, desigur, de obicei au un oarecare iz de credibilitate, pentru că știm că este conectat cu foarte multă lume. Eu nu contest faptul că ar fi putut să aibă toate aceste dialoguri. Desigur că întotdeauna e nevoie de dovezi concrete. La rândul nostru, campania noastră a avut de suferit în urma unor insinuări sau colportat diverse insinuări niciodată probate și am fost în situația aia de a căuta și de a ne fi obligat să ne apărăm în fața unor lucruri care n-au fost niciodată dovedite. N-aș vrea să practic exact același lucru vis-a-vis de alți adversari. Cred însă că e timpul ca acest bloc PNL-PSD să fie străpuns cu niște forțe proaspete și îmi doresc din tot sufletul ca românii să dea o șansă candidaturii independente a domnului Mircea. De la PSD, PSD-ist Mircea Joan, cum adică independent? Mai PSD-ist ca Joana, pe bune. Nu, serios, ieșim din zona caricaturală. Dar a fost președinte PSD, candidat PSD. Putem discuta despre lucruri. E la fel, cum zice și Hrebenciu, că nu mai e în PSD. Pe bune, nu putem. Dar nu putem să păcălim lumea. Da, dar nu e miștocăreală. Dar șoșoacă mai e în USR. Câți oameni mai
PSD-și de cu geamă cunoaște. Șoșoacă mai e useristă? Dar când a fost? Dacă când a fost? Șoșoacă useristă? Păi cum a fost, n-ați dat-o în toate posterele? Da. Deci a fost useristă. Păi nu încerc nimic, eu spun... Copiii ăia ori fi crescut. Președinte PSD. Sunt la tineret. Candidat PSD. Partid din România, ca asta să fie un punct slab și o vulnerabilitate, dați-mi voie... Dar nu, dar hai să o recunoaștem și oamenii... Nu, dar haideți să o recunoaștem și oamenii să uită și zic, da bă, uite un PSD-ism mai altfel. Da. România, ce pot să recunosc? Să fi fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la modernizarea și la dezvoltarea României. Mașini doi aici, regret da. Regret faptul dar... că la USR niciodată nu ați reușit să manifestați suficient cu PSD-ul, respect pentru oameni care cu adevărat dar... au dovedit. Joana, eu asta zic, oamenii să zic, uite domnule, un PSD-ism mai altfel decât PSD-știi. Da, poate să fie. Așa și eu d'acord. E un altfel de PSD-ism. Încercați să faceți acum și în raport cu Mircea Joană, care fără îndoială este o resursă de care România are nevoie astăzi. Mai sunt PSD-și de care România are nevoie. Doamne, doamne ajută, sunt profesori, sunt profesori. Îi cunosc de la mine din Argeș. Sunt profesori, sunt doctori, sunt la PSD, România are nevoie, societatea are nevoie de ei. Să fie pusă la treabă. Este regretabil că astăzi dragii mei, e o realitate. Eu am spus o realitate. Dragii invitați, doamnelor și domnilor. Eu aș vrea ca la finalul acestei zile să pot trage o concluzie. Până să înceapă emisiunea, subiectul principal, cel mai mare subiect din România, părea totuși cel care este legat de Republica Moldova și cum rușii vor să ne atragă în ceea ce se întâmplă acolo. Uitându-ne cu multă atenție modul în care rușii l-au pus pe Ilan Șor, oligarhul care a furat un miliard de la banca din Moldova și care este omul serviciilor secrete rusești, care amenință cu lovituri de stat, care amenință cu ceea ce ar putea să ducă și la un război civil, unii împotriva altora, cel care a votat pentru referendum împotriva celorlalți, cel care vine și spune, noi o să câștigăm și o să avem noi grijă de ăștia care ascultați de guvernul Maie Sandu și lucruri îngrozitoare, că vin românii, forțele de ordine, armata română vine peste noi și ne nenorocește. Bun. Foarte grav. De aici ajungi să vorbești, domnul ministru Corlățean explica cum se desenează hărți la Chișinău, că și Moldova, care este în momentul de față în spațiile noastre teritoriale, vor să o ia. Sigur că putem să mergem în istorie când Vladimir Putin i-a dat lui Dodon, care era atunci președintele, sau încă nu era președintele Republicii Moldova, i-a dat o hartă cu adevărata Moldova. Adevărata Moldova însemna inclusiv spațiu din trupul țării de astăzi. Că știți foarte bine care a fost trupul țării de ei. Și putem să mergem pe foarte multe lucruri. Acum eu vreau să înțeleg ceva. Ce avem noi în momentul de față? Este un adevăr, într-o campanie electorală se fac și jocuri tactice, strategice și așa mai departe. Este un adevăr ceea ce acuză PNL și acuză Mircea Joană. Este un adevăr că și Rusia are candidați în România. Este un adevăr că în momentul de față sunt mai multe forțe care joacă în România, nu doar la nivel de manipulare pe Facebook, pe TikTok și așa mai departe, ci la un nivel pe teren, cu jucători și așa mai departe. Acestea sunt întrebări serioase. Iar până în momentul de față, nu avem niște răspunsuri la fel de argumentate și de solide. Eu aș vrea să aflu răspunsul și poate o vom face împreună în ultima parte a emisiunii, cu toate că mai avem lucruri extrem de tari. 10 secunde, un solo spot și vă explic ce urmează. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vom urmări acest scandal, dar avem noi dezvăluiri, ne vom uita la cele mai importante lucruri care s-au întâmplat astăzi și mai ales în această seară. Și ne vom uita la ceea ce mi se pare extrem de important, este o tentativă de asasinare a lui Benjamin Netanyahu. Știm cum reacționează izraelienii. Cum va reacționa Bibi Netanyahu la această tentativă, toate detaliile și multe altele, chestiune extrem de importantă, inclusiv despre alegerile din Statele Unite, avem atât de multe subiecte pe care vreau să le vedem și să le comentăm împreună. Rămâneți cu noi! Este ora 23, urmăriți Antena 3 CNN pentru început să vedem cele mai importante evenimente de astăzi. Aseară ne-am uitat cu toții stupefiați la modul în care un individ din Elveția s-a urcat la volan drogat, dar și beat. În seara aceasta o să ne uităm la fel de stupefiați de modul în care poliția română a acționat în acest caz. Așa ceva totuși e de Doamne ferește.
Așa s-a terminat cursa de groază de aproape 100 de kilometri a tânărului elvețian drogat și fără permis, încolțit de 6 polițiști, lipit de mașina agenților și percheziționat. Aventura horror a lui Louis Eberhardt, care se putea încheia tragic, a început lângă Făgăraș. O cameră de supraveghere l-a surprins pe elvețian în timp ce dădea târcoale unui tir într-o parcare. Minute bune se plimbă pe lângă el și încearcă să găsească o cale să intre în mastodont. Nu reușește pentru că este încuiat, dar nu se lasă. De pe un câmp a furat o mașină și nu s-a oprit decât la intrarea în Sibiu, după ce a lovit mai mulți șoferi. A plecat într-o repede, cu scârțituri de roți. Am întrebat de ce ai furat mașina. A zis că universul i-a dăruit papucii și mașina. Taică mi-a schimbat papucii de încizme și el a intrat, i-a luat papucii lui taică meu. S-a urcat în mașină și a plecat în grabă. Papucii lui încă sunt acolo. Prima dată, șoferul drogat a fost surprins de agenți gonind cu viteză pe DN1, pe Hula Bradului. Polițiștii nu au reușit să-l oprească, așa că au alertat următorul echipaj, care aștepta la punct control Veștem, la bifurcația dintre DN1 și DN7. Tânărul de 19 ani a mers cu viteză pe drumul național, a evitat două filtre, a tamponat un autoturism într-un sens giratoriu și a fentat zeci de agenți care l-au urmărit într-o operațiune pe care au denumit-o Năvodul. Elvețianul a scăpat prin ochiuri și a fost capturat abia după ce a făcut accident cu 4 mașini trase pe dreapta de polițiști. În fața mea mai era un rând de mașini, și pe banda 1 și pe banda 2, și în spate câte 4 mașini pe fiecare bandă. Polițiștii se duceau în spate cu o servietă de cuie înșiruite. Nu cred că am mai numărat până la 3 sau 4 și a fost un impact puternic. Au intrat în mine, a intrat prima oară, au ricoșat și în ei. M-am prins în jur de 15 metri. 3 persoane au fost rănite. Șoferii opriți în trafic spun că agenții le-au pus viața în pericol în încercarea lor de a pune mâna pe fugar. Scut uman, am fost ca niște vite puse să murim. Spre norocul nostru, nu era și copilul. Locul din spate este cel mai avariat, unde era și scaunul copilului. Acolo ar fi fost. Deci nu mă pot gândi, nu pot gândi ce ar fi fost. Am apucat să pun mâna doar pe volan, să mă pregătesc pentru impact. Am întrebat de ce ați făcut chestia asta, de ce n-ați pus mașinile voastre ca scut, de ce ne-ați folosit pe noi. Nu se face așa ceva. Peste tot, unde vezi, în primul rând se pun echipajele, mașini fără oamenii în interior, ca să nu aducă în pericol viața populației, în primul rând. Șefii polițiștilor n-au nimic să-și reproșeze și spun că subalternii au acționat ca la carte. Vorbim aici despre o misiune contra cronometru, derulată pe o distanță de aproximativ 10-12 km, într-un timp foarte scurt, respectiv 10-11 minute. Urmărirea autoturismului în cauză nu a fost una agresivă. Zona în care s-a produs accidentul rutier este una de notorietate ca fiind cu valori foarte ridicate de trafic. Tânărul avea în plan să ajungă lângă Cluj. I wanted going Oia Baciu for the my grandfather Count Dracula Vlad Țepeș. I hope I can make me a vampire. I dream all my life for this. Anchetatorii români au aflat că autoproclamatul urmaș al lui Vlad Țepeș a crescut într-un orfelinat din Elveția până la 18 ani. La ieșirea din sistem a primit o sumă de bani pe care a folosit-o să-și facă dantura de vampir. Băiatul are acum dosar penal pentru furt, vătămare corporală din culpă, conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere, dar și pentru că a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Despre tânăr e greu să spui ceva. Era și sub influența drogurilor, și drogat, și băut. Dar despre poliție, ce poți să spui? Eu sunt convins de faptul că Ministrul de Interne va lua niște măsuri și cred că toată lumea le așteaptă. Acesta este un caz absolut incredibil, ce ați văzut mai devreme, da? Dar am să vă arăt încă unul, realizat de colegii de la Observator Relatare. O doamnă, copilul în mașină, lovește 13 mașini. Când vine poliția, zice, ce s-a întâmplat? Păi am leșinat la volan, ceea ce este îngrozitor, dacă așa am fost, da? Spune, am leșinat la volan. Când vine salvarea, ca să vadă care-i treaba, doamna zice că nu mai vrea să meargă la control să vadă dacă a leșinat sau ce s-a întâmplat. Sunt niște semne de întrebare. Dacă ai leșinat, totuși vrei să știi de ce ai leșinat. Iată toată povestea.
Femeia de 39 de ani era în mașină cu copilul la o oră de vârf. Șoferița intrase pe breteaua bulevardului Mihai Bravu din capitală, când apasă accelerația și lovește numai puțin de 13 mașini parcate. Mai întâi le spulbere pe cele din dreapta și apoi și pe cele din stânga drumului. Din fericire, nu erau pietoni în zonă. Eu mi l-am luat doar ca la număr, acum așa știm câte sunt. 13, nu? Alertați de zgomot, locatarii au coborât să vadă ce s-a întâmplat. Unii și-au găsit mașinile zob. Am auzit numai o bubuitură și după aceea am auzit ce s-a întâmplat. Chiar 80.000 de kilometri. Am ținut ca ochii din cap de ea. Să rezolvi 13 mașini în 300 de metri, ești pe performanță. Nici pe autostradă nu le reușești. Să întorci o mașină la 180 de grade și să-i rup motorul în două. Dezastru, dacă vă zic, horror. Viteza, am înțeles că era undeva la 150, atât de tare a apăsat. Aceasta era cu botul tot în stradă, dar din lovitură s-a întors în altă mașină și în copac. Mașinile au fost lovite ca piesele de domino în această parcare, iar pagubele sunt imense. Acestea, spre exemplu, au fost distruse aproape complet, iar șoferii nu au mai putut să le mute din loc. Femeia le-a spus polițiștilor că a leșinat și a rămas cu piciorul blocat pe pedala de accelerație. A fost chemată o ambulanță, dar femeia a refuzat transportul la spital. Extraordinar de bine arăta. A leșinat. Îmi cer scuze că v-am lovit mașina. Ca prin minune, atât șoferița cât și copilul din mașină au scăpat nevătămați. Polițiștii rutieri au procedat la testarea persoanei în cauză, rezultatele indicate fiind zero pentru consumul de alcool, respectiv negativ pentru consumul de substanțe psihoactive. Femeia avea asigurare RCA. Persoanele păgubite în acest eveniment se pot adresa asiguratorului RCA. Scurtează acest proces de spăgubire dacă au RCA cu clauza de decontare directă sau, și mai simplu, casco cu regres. Șoferița nu este cercetată și poate conduce în continuare. E normal să nu fie cercetată după ce a lovit 13 mașini și să conducă în continuare. Mă simt foarte în siguranță la volan. Extraordinar. E plin de drogați, e plin de bețivi, acum sunt și persoane de felul ăsta. În momentul în care ai o astfel de problemă, cum să conduci în continuare? Primul caz, Doamne ferește, al doilea din aceeași categorie, mai vreți unul? Pistolar la 15 ani. Un adolescent de 15 ani a fost ridicat de mascați dimineață după ce a filmat în trafic cum trăgea cu un pistol de tip airsoft, cel mai probabil pentru a intimida un alt șofer. E un lucru normal. Cartierul Rahova. Dintr-o mașină cu numere de Dolj, un individ scoate pe geamul pasagerului un pistol și trage 5 proiectile în aer în momentul în care depășește un autoturism oprit pe prima bandă, cel mai probabil la intimidare. O cameră de bord surprinde totul. Clipul a ajuns pe internet și de acolo la poliție. Culmea, cel care a tras este un adolescent de 15 ani, care în plus era în mașină cu mama lui. Filmarea, care este acum principala probă în dosar, arată că exact în această zonă s-a tras. Este chiar cartierul în care locuiesc cei doi. Ca să verifice dacă înregistrarea ajunsă pe internet este reală, polițiștii au ridicat imaginile de pe mai multe camere de supraveghere din zonă. În această dimineață, băiatul și mama lui au fost ridicați de mascați. Adolescentul ar fi procurat pistolul neletal de pe internet. Nici adolescentul și nici părinții săi nu au dorit să stea de vorbă cu polițiștii și au solicitat să fie prezent un avocat. Băiatul de 15 ani nu este la prima întâlnire cu oamenii legii. Numele adolescentului era cunoscut polițiștilor încă de acum 4 luni. Atunci, o femeie din anturajul lui le-a cerut agenților de la secția 19 un ordin de protecție împotriva sa după ce ar fi fost amenințată cu același pistol. Specialiștii spun că tot mai mulți tineri au un comportament violent. Vorbim despre cineva care prin agresivitate ia ce vrea el. El este cineva, are putere, are pistolul asupra lui. În mintea unui narcisist, unei personalități narcisice, nu există să ai tu opinii diferite. Cercetările sunt continuate în două dosare penale privind atât săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al muniților, cât și infracțiunea de uz de armă fără drept. Pentru fapta sa, tânărul riscă să ajungă într-un centru de reeducare. Bun, doamnelor și domnilor, haideți să ne uităm și pe sondajul de opinie care a fost astăzi dat publicității. Un sondaj de opinie Insomar Avangard, cu o lună înainte de alegeri. Mai avem o lună, dragi prieteni. Așadar, haideți să vedem care ar fi ierarhia astăzi în acest sondaj de opinie și apoi mergem în breaking news pentru că avem informații de breaking news.
Cu o lună înainte de alegeri, Mircea Gioană susține că Federația Rusă încearcă să influențeze cursa pentru Palatul Cotroceni. Același avertisment a fost lansat și de liderul PNL Nicolae Ciucă. Ambii candidați spun că Moscova sprijină din umbră lideri politici și partide de extremă dreapta din România. Și la noi există un risc în această eventualitate, ca în Parlamentul din România de anul viitor să avem spre 30% forțe pro-Moscova alese, un aur amplificat de o eventuală intrare în turul 2 a domnului Simion. Și doamne Șoșoacă, înțeleg că i s-a permis să candideze la parlamentare votul de victimizare și de revanșă pe care votanții săi, în mod sigur, le vor exprima. Cu siguranță pot să vă zic că nici Partidul Aur nu este pro-rus, nici candidatul Partidului Aur, adică eu, George Simion, nu sunt pro-rus. Spre deosebire de țările din jur, unde, sigur, au existat probe, au fost prins spioni ruși, la noi lucrul ăsta nu s-a întâmplat în ultimii 2 ani, poate că nu sunt spioni ruși. Dacă era ceva, ne-au fi spus sereiul. Mircea Gioană și Nicolae Ciucă acuză și o presupusă înțelegere între PSD și Aur. În acest moment se încearcă foarte mult ca în turul 2 să intre liderul Partidului Social Democrat și liderul AUR. Este opțiunea și dorința Partidului Social Democrat, știind că doar în această formulă ar putea să câștige. Finala se joacă în mare măsură în turul întâi. Într-o variantă Ciolacu-Simion, domnul Ciolacu câștigă fără probleme. Într-o variantă Gioană-Ciolacu sau Gioană-Simion, eu câștig. Și acest lucru cred că este destul de evident. Nu am nevoie de voturile nimănui, mă descurc singur să intru în turul 2 și să câștig în turul 2. Un sondaj Avangard arată că PSD și PNL s-ar putea înfrunta în bătălia decisivă pentru Palatul Cotroceni. Datele Avangard arată că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă ar fi favoriți pentru finala prezidențială. Șeful PSD ar fi votat de 28% dintre români. Asta în timp ce liderul PNL ar fi preferat de 19% dintre alegători. Liderul AUR, George Simion, este cotat cu 16% în cursa prezidențială, dar diferența dintre el și Nicolae Ciucă este de 3%, adică în marja de eroare a sondajului Avangard. Urmează în top liderul USR, Elena Lasconi, preferată de 13% dintre români, și candidatul independent Mircea Gioană, care ar fi votat de 11% dintre alegători. În fine, Cristian Diaconescu ar avea un scor de 5%, în timp ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar aduna 4%. Doamnelor și domnilor, și acum Breaking News. Vă prezentăm în premieră și în exclusivitate imagini cu casa reședința lui Benjamin Netanyahu, care a fost ținta unui atentat. Veți vedea cum a fost lovită casa și veți vedea de asemenea, iată în aceste imagini, vedem pentru întâia dată aceste imagini, o dronă, după toate datele, este aparatul zburător care a lovit casa lui Netanyahu. Pare că nu, probabil, are un sistem de protecție. Ilan Laufer ne prezintă mai multe informații despre această chestiune și despre atacul iminent pe care Israelul pregătește pentru Iran. Azi a fost o vizită extrem de importantă la Ierusalim. Anthony Blinken, secretarul de stat american, a fost tocmai pentru a avea discuții cu premierul Netanyahu. Vă rog. Imaginele pe care le urmărim au fost date astăzi publicității. Ceea ce putem să vedem este o dronă care făcea parte dintr-un convoi de 3 drone care trebuia să atace casa, reședința domnului prim-ministru Benjamin Netanyahu. Casa este blindată și de aceea vedem acel geam care este distrus și vedem resturi care au căzut în curte. La momentul în care casa a fost atacată, Benjamin Netanyahu nu se afla la reședința sa din Caesarea, dar ceea ce este foarte important de știut este faptul că astăzi a fost în vizită oficială în Israel secretarul de stat american Anthony Blinken. Statele Unite a mai suplimentat, deci în acest moment avem 2 sisteme de antirachetă TEAD care sunt instalate pe teritoriul Israelului și vor fi operate de aproximativ 200 de soldați americani.
Se pare că a fost o discuție aprinsă în interiorul cabinetului de război, anumiți miniștri spunând că reacția pe care o va avea Israelul probabil în următoarele 48 de ore ar trebui să includă această tentativă de asasinare ca și reușită, deci reacția să fie ca și când tentativa a reușit și l-a asasinat pe Benjamin Netanyahu. La modul acesta se cere o reacție din partea IDF-ului. Ceea ce este foarte clar este în felul următor. Este o oportunitate, cu toate că situația va escalada în următoarele 48 de ore și o spun ca o certitudine în acest moment. Anthony Blinken încearcă să profite de lichidarea lui Yahya Sinwar, fostul șef a Hamas, să ajungă la un acord pe care și Israelul și Hamasul să-l accepte pentru eliberarea ostaticilor. Sunt în acest moment deja discuții cu Hezbollahul și cu guvernul libanez pentru încetarea focului și Blinken spune în felul următor, după ce Israelul va ataca ținte și vom vedea, fiindcă aici a fost o discuție foarte aprinsă dacă Israelul să atace inclusiv facilitățile nucleare și cele de petrol al Iranului, dar din ceea ce înțelegem din surse foarte sigure, Iranul va ataca imediat ce va fi atacată. Deci nu va urma o perioadă de gândire, de pregătire și ne așteptăm la un ping-pong care poate să dureze 2-3 zile, după care Statele Unite va încerca să închidă acest conflict în Orientul Mijlociu. Știu că domnul Badea este destul de sceptic în acest sens, dar există într-adevăr o șansă reală ca după o escaladare fără precedent, domnule Gâdea. Deci ce vom vedea în următoarele 48 de ore este fără precedent, dar după există o șansă uriașă, reală, să se încheie acest război, să se întoarcă ostaticii și să asistăm la un tratat cel puțin de încetare a focului în Orientul Mijlociu. Rețineți următoarele 48 de ore, va fi fără precedent. Acestea ar fi informațiile pe surse. Doamnelor și domnilor, vă mai dau o informație extrem de importantă. Astăzi a început întâlnirea celor care fac parte din BRICS. E vorba de cei care sunt alianța care este supranumită Axa Răului. E vorba de Putin, e vorba de președintele Xi Jinping, e vorba de președintele Iranului, e vorba de Coreea de Nord, dar și alte țări fac parte din BRICS. Iată pe delegația iraniană care sosește la BRICS. Știți foarte bine, Iranul este țara care a atacat Israelul. Iranul este țara care a sponsorizat și sponsorizează organizații teroriste ca Hezbollah și Hamas. Știți foarte bine că Israelul i-a eliminat pe liderii atât Hezbollah cât și Hamas. Am vorbit săptămâna trecută și am oferit imagini în premieră în România cu operațiunea de eliminare a teroristului numărul 1 pentru Israel, pentru Orientul Mijlociu și unul dintre cei mai căutați teroriști de pe planetă, Sinwar. Ați văzut cum a fost eliminat de asemenea șeful Hezbollah. Iată-l în momentul de față pe președintele Xi Jinping. Toate aceste întâlniri au loc în Rusia. Președintele Putin îl primește pe președintele Xi Jinping, așa cum puteți vedea. Există în momentul de față, Vladimir Putin are o serie întreagă de planuri. Care ar fi cel mai important lucru de spus, domnule general, despre această întâlnire a celor care fac parte din BRICS? Și foarte important să adăugăm faptul că președintele Doan participă la această întâlnire. Sunt 20 de șefi de state, se pare, acolo. BRICS-ul are, pe undeva, vedem aici un succes al, e o realitate, al președintele Putin, care reușește să coaguleze o anumită forță care se opune mai mult sau mai puțin deschis vestului. Îl avem pe primul ministru al Indiei, e o problemă foarte mare, pentru că India nu, cea mai mare democrație din zonă, am fi vrut-o cu adevărat, cu arme și bagaje în altă parte, dar se pare că totuși India vorbește mai voalat despre necesitatea păcii în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, că așa e corect să vorbim. Deci BRICS-ul continuu va fi până în 24. Marea problemă și marea încercare este această dedolarizare a lumii. Deci președintele Putin vrea această dedolarizare pentru că faptul că economia este dominată de dolari în conformitate cu acordul la Bretton Woods, că apropo avem și acum o aniversare a acordurilor de la Bretton Woods din 45, da? 44, mă iertați, această dedolarizare este dorită pentru că în acest moment, în acest fel, toate aceste sancțiuni economice nu vor mai avea, în opinia celor care doresc așa ceva, nu vor mai avea forța necesară
pentru a face, pentru a le neutraliza puterea economică. Deci e o chestiune care este la un nivel foarte înalt, de o prioritate extrem de mare în ceea ce privește acțiunile BRICS-ului în acest moment. Și vedem prietenia pe care președintele Xi deja a spus-o încă o dată, prietenie profundă, a folosit aceste cuvinte între domnia sa și între prietenii. Crezi că ce vrea Putin, să existe o altă monedă pe care să fie folosită în BRICS, așa ceva e posibil? Adică sunt economii mari acolo, vorbeam despre India puțin mai devreme, de China nici nu mai aduc în discuție. Ar renunța ei vreodată la moneda lor pentru a face o monedă? Adică totuși nu e un nonsens? Este foarte greu. Deja s-a început să se facă schimb între țări, în monedele naționale, renminbi, rubla, sunt folosite între China și Rusia, pentru că, într-adevăr, faptul că Banca Federală Americană e cea care ordonează și care comandă în ceea ce privește dolarul, nu este în măsură a-i mulțumi, mai ales pe ruși. Cu toate că, nu, chinezii sunt foarte... Mă iertați. Chinezii au folosit cu succes modelul vestic. Și vedem China, care a plecat de la o situație extrem de dificilă, în care, în conformitate cu ce spunea Mao, era o problemă strategică pentru China în anumite momente ale existenței sale, la un anumit moment al existenței, în a asigura o masă și un costum de haine pentru fiecare chinez. Vedem acum China, care are o contribuție din ce în ce mai mare în economia mondială, deci a utilizat cu adevărat modelul capitalist și China a ajuns aici. Deci China, cred eu, că își urmărește, ca să zic așa, interesele și nu va marja în totalitate, nu se va alinea în totalitate la dorințele, la dorințele Rusiei. Bună seara, domnule Mircea Badea. Bună seara. Ce faceți? Doresc să îi spun domnului Laufer că eu comentez despre Orientul Mijlociu doar pe hol. Deci, am avut niște... Continuați. Dezbateri absolut amicale. Bun, deci... Nu vă supărați. Eu sunt mai puțin de la minte și ca mine mai sunt în România, s-a dovedit statistic și eu vreau să ne organizăm puțin. Asta e cam bancul ăla. Da. Haideți să ne organizăm. Deci, râdeți lumea care știe bancul, vă rog, nu mai râdeți la astfel de bancuri, da. Păresc că nu știți. Continuați. Bun, pe lângă faptul că nici nu cred că e banc. Cred da. Că e, credeți că e realitate? Cred că da. Deci, dezavuiesc, rog, continuați. Deci, până la urmă, haideți să recapitulăm. Cine e cu rușii? Că nu... Deci, eu și notez. Că nu mai pot. Deci, Simion e cu rușii. Am stabilit asta, s-a stabilit, gata? E cu rușii. Perfect. Simion e cu rușii. Bun, Șoșoacă, da, Șoșoacă e... Doamna Sava, spuneți dumneavoastră că dânsul nu știe. Șoșoacă e anticonstituțională deja. Deci, aici nici nu mai intrăm în discuție. Așa. Pe prezidențiale, pe Senat, nu e. Că e pe listă la Senat, candidează. Probabil urmează. Păi da, e constituțională și pe semnă. Așa. Deci, Simion e cu rușii, Gioană e cu rușii, înțeleg, de toată lumea spune Gioană, pe la Moscova. În când a fost? 2009. Din 2009 e cu rușii, deci Gioană e cu rușii. Ciolacu e cu rușii. Da. Că ne-a zis astăzi, ne-au zis și domnul Ciucă, dar și domnul Gioană. Dar și domnul Muraru. Domnul Muraru tot timpul spune. Deci, și așa, bun. A mai rămas, deci a rămas, Ciucă e cu rușii? Nu. N-a zis nimeni că e cu rușii? Nu. N-ar fi momentul? Și nu. Doamna Lasconi e cu rușii? Nu. Păi ce am făcut? Păi, dar a fost ieri la Strasburg. Domnul Ciucă... Deci domnul și Ciucă... domnul Gioan a fost la NATO și nu vă interesează, deci... Ce mai contează? Deci, doar că e peste zis, doamnă, că nu mă interesează. Ia stați puțin. Ia stați puțin. NATO e cu rușii? E. Nu e cu rușii. Sper. Adică, mai puțin. Poți să știi? Bun. Dar i-a zis domnul Ciucă, știți pe asta? O știți pe asta? Ultim, e breaking news. I-a zis domnul Ciucă, doamnei Lasconică să se retragă. Tare sau ce? Sunteți inerți. Ce e cu voi? Domnul Moșteanu să răspundă. Și eu aici, domnul Badea. Deci, domnul Badea. Păi Ciucă săracu, e pe locul 6 la gară în sondaj, ce să mai facă? Mai devreme. Hai, domnule, stați-ne cu sondajele. Doi care nu sunt cu rușii. Adică doi au rămas care nu sunt cu rușii. Ciucă deja își face băgăjelul de la Modrogan, că l-aruncă peste gard pe 25 noiembrie pe peneliștii. O să zic, gata, Bunelu, strânge aici ceai, hai, mulțumim, te-am pupat. Du-te la Iohannis și vezi de treaba ta. Da, nu vă supărați. Deci, eu vă întreb așa, adică dumneavoastră pur și simplu invocați sondajele. Da.
Din plictiseală? Sau, nu. Adică, nu știu, vă plictisiți foarte rău? Sau? Din precizie strategică. Aula. E bine, nasol, pentru că au fost sondaje în Republica Moldova. Doamne ferește! Cu 4 zile înainte de alegeri. Ferească Dumnezeu! Și Parvanoglu ăla, sau cum îl cheamă, că lucidarul ăla local. Stoianoglu. Mai ai un pic ce zici, Muratoglu, continuă. Lucidarolul, o să spun. Îl dădeau cu 9%. Știți? Și el a luat de 3 ori mai mult. Am avut experiențele noastre. De 3 ori. Adică de 3 ori mai mult. Bun, mai dădeau că trece referendumul cu 63% și, Doamne, trecea ca asta cu apa la gură. Da, așa. De practic, nici acum nu sunt sigur că a trecut. Adică, că deci, domnul Dâncu avea 25% da, abatere la deci sondaje. Deci eu nu înțeleg cum mai poate cineva în zilele noastre. E moment. Mihai, ai o emisiune extraordinară, da, dar și eu am o emisiune extraordinară, păcat că ele sunt difuzate în același timp. Știi? Deci, asta e situația. Te felicit pentru abordare, te rog. Bun. Te urmărim cu toții. Și să știi că ne-a dat ursul ceva după părerea mea. Da? E un proiect de-al lui și da, îl difuzăm în seara asta după părerea mea, ăla, ți se adresează. Ăla cu... Da, îl difuzăm la momentul, adică mie mi se pare mult? Că... Ăla cu să trăim mult? Da, adică mi se pare eu că se adresează. Eu aștept proiectul ăla cu să fim bogați, de ce să te mint? Adică eu aștept proiectul ăla cu să fim bogați. Proiectul ăla vine mai încolo. Asta, știi? Da, pentru, știi bancul ăla cu doi bătrânei? Mă rog, doi seniori, ajung în rai. Da. Decedează și ajung în rai și el... Nu sunt candidat la prezidențial. Se uitau așa stânga-dreapta și cu tare și vedeau și el ce îți place, drag, aici cu muzica asta, cu peisajele astea, cu îngerii ăștia și da, ce frumos e. Vezi? Vezi? Puteam să ajungem aici, dar cu 10 ani. Dar tu nu, se trăi în sănătos, se trăi în sănătos. Dar ce bancuri știți, domnul Badea? Da, asta e... Nu, ce vii că nu râde la asta. De ce? Mira mai spus. El în principiu are unul singur, că... tot repetă pe ăla, nu e. Dar să știți că eu îmi spun singur bancuri, domnul Ciuvică trage cu urechea. E, dar da, știi, bancul ăla, zice, mergea unul pe stradă și râdea și după aia zice, nu știu, bancul? Zice, dar de ce râdeți? Zice, îmi spun singur bancuri. Și după aia de ce faceți aia? Zice, aia, pe ăsta-l știam. Bun. Uite, râde și domnul Ciuvică. Domnul Ciuvică râde la astea, că da. Domnul Obadea, mai ziceți un domnul banc două, că vă văd în formă mare. Nu vă spun bancuri cu stabilitatea, că deveniți serios. Da, cu domnul Iohannis, cu limba germană, știați un banc. Mai știți? Da, da. Vreți să vi-l spun acum? Dar e lung. Nu vrem, dar ți-l. Vreți să-l știți pe ăsta? Toți vorbim neînțeles. Nu știu de ce regizorul de emisie a dat imediat pe doamna Trăilă, da, să vadă dacă râde la banc și să vadă și domnul Iohannis, mă înțelegi? Eu mă uitam la un banc cu un candidat independent. Nu mai contează ceva de Iohannis. Știți cum îl cheamă pe regizorul nostru de emisie? Ca să vedeți lucrătură, lovitură de sat. Câțul cheamă. Eu mă uitam la un banc cu un candidat independent care obține 3 voturi. Nu mai zic continuarea. Hai, de ziceți că asta dacă... sunt bancuri politice. Nu. Candidat independent obține 3 voturi, nevastă sa. Știam eu că aia mantă. Puncte. Da. Bun. Băi, aici s-a ajuns. E bun. Dar nu cred că e banc. Bă, da, e chiar banc. Da, nu, e bun. Bine, da, o să fie și o realitate, într-adevăr, da. Eu asta între noi. Eu am auzit pe Becali mai devreme și a zis și cu curvă săreala și cu aia, adică hai să nu intrăm în asta, te rog, continuu. Aia am pierdut-o, putem să o mai dăm o dată? Ce? Putem orice. Asta-ți. Da. Da, ce? Vă uitați la mine, ce să fac eu? Zi bancul. Da, bancul, da. Deci, cu Iohannis. Unul trebuia să meargă, nu știu, în Germania, la Păstârnac. Ce era în Germania, pe pandemie? Paranghel. Și zice, bă, zice, mă duc în Germania, dar nu știu, dar nu vorbesc germană, dar nu știu să zic nimic în germană, dracu, mă descurc acolo. Zice, a, mă, te bă, aici, mă, că ea înțeleg românește. Înțeleg că ea românește. Perfect, mă, zice, toată, se vorbești mai rar. Și, păi, da, vorbești românește, dar mai rar, și înțeleg perfect. Și da, bun, ajunge la în Germania. Aduce și el într-un bar, zice, bună seara! Barmanul îi răspunde, bună seara! Ia uite, bă, băiatul, extraordinar, de ce? Păi, incredibil! Vreau și eu o bere! Barmanul îi zice, imediat! Mamă, zice, mă descurc să nebunesc beton! Mamă, cât de tare! Bun. În sfârșit, și tot așa, și la un moment dat îl întreabă barmanul, zice, dar tu din ce țară ești? El zice, din România. A, da? Pentru că și eu, tot din România. La care ăsta zice, și atunci de ce dracului vorbim noi nemțește? Nu,
dacă vreți, urât. Adică eu sunt aici toată săptămâna. Urât. Puteți să profitați, nu? Dar iertați-mă, vorbeam despre niște subiecte și... Hai, dă proiectul Ursul. Dă proiectul Ursul mai bine. Mihai? Da, mai primeați mesaje, mai... Ce? Păi asta, da. Uite, eu, noi am face așa. Te rog. Am dat acest moment extraordinar cu un eveniment organizat de postul de televiziune, de care chiar ar trebui să știe toată lumea, că îi vizează pe toți cei care ne urmăresc. După care, ar zice să încep tu emisiunea, să continui în felul în care ai început, după care să te retragi. Și să planul e foarte bun. E bun. Pe aici e drumul, pe aici, aici o luăm. Bine. Iată, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă în aceste zile, un eveniment extraordinar pe care îl organizăm și despre care trebuie să știți, pentru că toată lumea nu ar vrea să trăiască bine, să fie sănătos și cât mai lung cu putință. Lucruri importante se descoperă pe care dumneavoastră trebuie să le știți. Iată materialul, apoi începe domnul Mircea Badea. Pe mâine. Lideri de opinie, experți și pasionați din domeniul biotehnologiei, nutriției, fitness-ului și sănătății integrative și-au dat întâlnire azi la Longevity Expo Forum Fest, un eveniment internațional dedicat promovării sănătății și longevității, organizat de revista Longevity și Antena 3. Evenimentul a pus față în față specialiști renumiți cu publicul dornic să afle cum putem avea o viață lungă și sănătoasă și care sunt cele mai revoluționare suplimente și terapii pe care le avem la îndemână. De la coordonatorul primei rețele de centre de medicină a stilului de viață din România, am aflat care e raportul real dintre genetică și stil de viață. E important de știut că doar 20-30% influențează genetica longevitatea noastră, restul putem regla prin stilul de viață. Cum realizăm un stil de viață corect și cum acționează medicina stilului de viață, hrănind ceea ce este bun în noi, adică aducând alimente valoroase nutritiv și nu doar valoroase caloric, deci nutriția optimă, nutriția personalizată, activitatea fizică zilnică, dacă se poate, la nivelul potrivit fiecarei persoane în parte și adaptat personalității fiecăreia, evitarea sedentarismului, evitarea consumului de substanțe sau gestionarea consumului de substanțe, ne referim aici la alcool, la fumat, la alte substanțe psihoactive și un somn de calitate și să nu uităm de importanța psihologiei pozitive, de importanța armoniei dintre minte, corp, gânduri și emoții. Cei care au vizitat azi Longevity Expo Forum Fest au asistat la demonstrații live făcute de specialiști ai unor clinici de prestigiu din țară și au aflat cum pot descifra semnele pe care ni le dă corpul atunci când are nevoie de ajutor. Multă lume însă spune, dacă sunt bine pe din afară, nu mi-arăt vârsta, e totul în regulă. Însă pe din afară sunt multe dintre semnele care îți spun că înăuntru s-ar putea să fie ceva în regulă? Cu siguranță. La nivelul pielii au loc modificări care ne pot orienta să căutăm ce este în spate. Și atunci, odată ce am identificat treburile astea, putem interveni terapeutic cu aceste procedee de medicină regenerativă. Noi nu putem opri îmbătrânirea, dar putem să îmbătrânim frumos, să putem să ne plimbăm până la vârste înaintate, să împiedicăm apariția bolilor care acum sunt specifice înaintării în vârste. Sunt boli cronice care sunt greu de dus. Și atunci, odată cu medicina regenerativă, putem fi și frumoși și sănătoși. Specialiștii în longevitate ne spun că schimbarea în viața fiecăruia începe cu lucruri simple: mișcare, stare de spirit, alimentație sau pur și simplu de felul cum începem ziua. S-au făcut studii care arată că mersul pe jos în pas rapid, jumătate de oră pe zi, crește speranța de viață cu până la 8 ani. Dacă am mers timp de 10 ani pe jos. Deci vedeți, un exercițiu simplu și, din păcate, cum s-a văzut și în harta longevității, la oraș e mai puțină longevitate, sunt mai puține persoane cu vârste înaintate, tocmai din cauza sedentarismului. Dacă ar fi acum să le descrieți celor care poate încă îl mai consideră un moft masajul, care sunt beneficiile reale ale unor astfel de proceduri și nu numai masajul, care ar fi așa top 3 câștiguri pe care le ai?
Păi cred că ar trebui în primul rând să vină să se convingă ei singuri de beneficiile masajului, dar cred că te transpune cumva într-o altă lume și aceea a relaxării, pentru că ceea ce ne dorim noi să facem în Delta Dunării nu este doar să avem un refugiu pentru oaspeții noștri, dar în același timp este cumva o destinație recunoscută și acum și premiată pentru bunăstare și relaxare. Și cred că da, am adus aici o mică parte din spa-ul nostru tocmai pentru a le demonstra oamenilor ce înseamnă cu adevărat relaxarea. După cum se poate vedea, urmărim mai multe aspecte, cum ar fi suprafața porilor, dacă avem pete pigmentare, ne spunem ce procent avem pete pigmentare, dacă sunt mai accentuate, dacă sunt mai profunde. Da, mai departe avem și partea de riduri, pe care o putem la fel vedea în ce procent ne spune aparatul, dacă sunt niște riduri mai profunde, dacă sunt niște riduri mai superficiale, bineînțeles și în funcție de vârsta pacienților. Toate aceste indicații ale softului sunt ca să ne ajute să venim în primul rând cu prevenție și cu diverse tratamente ca să încetinim procesul de îmbătrânire. Și mâine va fi o zi la fel de provocatoare la cel mai așteptat eveniment al inovației și cercetării în domeniul longevității, Longevity Expo Forum Fest. E important de știut că intrarea publicului la Clubul Kong